O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit alături de noi la emisiunea De Sens Vieții. După era apostolică, biserica a trecut prin mai multe provocări și schimbări de paradigmă. Unele au adus un plus de valoare și au ajutat la împlinirea misiunii ei, altele nu. De multe ori, de-a lungul secolelor, biserica a recurs la compromisuri din dorința de a-și păstra relevanța, controlul și puterea. Uneori a reușit să aducă un plus de valoare în societate, alteori a reușit doar să supraviețuiască sau să se rezume la luptele interne și externe pentru supremație. Dragi telespectatori, în această ediție vom vorbi despre misiunea și provocările bisericii în secolul 21. Ce nevoie mai avem de biserică în secolul 21? Mai este relevantă misiunea bisericii pentru o societate aflată într-o schimbare rapidă? Ar trebui schimbat ceva în metodele de abordare a misiunii pentru societatea de azi? Mai avem nevoie de valorile spirituale biblice? Iată doar câteva dintre întrebările la care dorim să găsim răspuns în această seară, împreună cu invitații noștri. Ca invitații am alături de mine pe Mihail Ciopașiu, asistent universitar doctor, presbiter în Biserica Creștină după Evanghelie, și pe Toni Berbece, pastorul Bisericii Profides și președintele Asociației Umanitare Profides. Bună seara, Toni! Bună seara, Mihail! Bună seara! Bine ați venit la emisiunea De Sens Vieții! Bună seara! Tot vorbim despre misiune, despre relevanța bisericii și cred că este o problemă destul de actuală și dureroasă, care ne frământă pe mulți. Ce să facem cu biserica? Oare care este misiunea, scopul bisericii? Ce ar trebui să facem într-o societate din ce în ce mai tehnologizată și mai modernă, care se schimbă foarte repede? Și aș dori pentru început să vedem care ar trebui să fie misiunea bisericii în această eră a tehnologiei. Cum o vedeți voi, Toni? Biserica trebuie să țină pasul cu modernizarea. Cred că cea mai mare problemă, cel puțin în România, este faptul că biserica, deși nu este un păcat, biserica nu dorește să folosească aceste cărări moderne de propagare a adevărului. Biserica a abandonat una dintre cele mai importante arte, și mă refer în general, nu mă refer la evanghelici sau în general, biserica, adică majoritatea creștinilor din România, de exemplu, nu știu că există muzică creștină cântată în peritmuri moderne, să spunem, da? Da. Nu cunosc, deci majoritatea noi care suntem o biserică mai modernă, să spun așa, și am adoptat muzica, cum spunea Martin Luther, cea din tâi artă pe care biserica ar trebui să o folosească este muzica. Dacă ne uităm și în nu știu, la John Wesley, de exemplu, el mergea în cârciumi, se inspira din melodiile de acolo și se ducea data următoare și cânta cu mesaj, bine, sună ciudat, cânta cu mesaj creștin și îi atrăgea pe oamenii respectivi și le rămâneau în minte versuri și așa a reușit să închidă foarte multe cârciumi din Anglia, pentru că i-a atras pe oameni prin muzica pe care o cântau sau în școli sau în instituții printre copii. Și asta, biserica a abandonat în primul și în primul rând arta, modul de exprimare creativ. Omul este atras de muzică, de pictură, de teatru. De cultură. Și am cam abandonat resursele acestea extraordinare. Inclusiv Domnul Iisus spune, înainte de a ieși să sufere, să fie vândut de Iuda în grădina Ghețiman, zice, au cântat împreună cântările de laudă și apoi au ieșit. Deci au cântat cântările acelea evrești frumoase, superbe, pline de viață sau ritmate, exact. Că dacă asculți muzică evrească, nu seamănă nici cu pricesne, nici cu imnurile pe care le avem noi mai leșinate așa. Exact, da. Chiar și foarte ritmată. Zice chiar au cântat cântările de laudă, au cântat sau înviorat, n-au în acea de jale, de moarte, ceva așa pe nas, gregorian, știi? Cum credem noi. De exemplu, un șoc
al multor tineri care intră, de exemplu, în biserica pe care eu o păstoresc, sau oamenilor care intră pentru prima dată în biserică, într-o biserică care a ales să folosească muzica și pentru Scriptură, pentru propagarea adevărului, sunt șocați și vin la mine și mă întreabă: da, nu-i păcat să cânți cu vioara? Nu-i păcat să cânți cu chitara? Deci oamenii cred că e păcat să lauzi pe Dumnezeu cu tot, nu mai zic cu tot, acordeon, deja este sacrilegiu, e blasfemie. Deja am intrat în exact. Alte. Sau lumini, știi, văd oamenii lumini, știi? Și oamenii cred că lumina are ceva intrinsec rău, da? Vin oameni și zic: băi, în biserică lumini, e blasfemie. Îl asociază direct cu discoteca. Exact, da. Când lumina n-are nimic rău în ea, da? Lumina nu poate să fie rea în sine. Lumina e creată de Dumnezeu. Muzica, doar dacă faci gălăgie, nu muzică, zgomot, nu muzică. Dar muzica, până într-un anumit punct, nu poate să fie, doar dacă, repet, este incredibil de... nu mai e balamuc, nu mai e muzică, ci balamuc. Dar asta spun. Vin tineri la mine și mă întreabă: da, nu păcătuiți? Eu mă simt foarte nasol aici. Și atunci trebuie să le deschizi Biblia, să le arăți psalmii, să le zici: uite, scrie acolo, lăudați pe Dumnezeu cu toate instrumentele, și începe și le enumeră, da, psalmistul, și nu odată, de mai multe ori, cu chimvale zângănitoare, adică tobe, da, tobele au chimvale, zzz, zzz, da. Eu sunt și muzician, cântăreț, instrumentele cu coarde, cam toate instrumentele pe care noi azi le folosim au coarde, da, inclusiv pianul, tot pe ciocănelul lovește coarda. Și atunci le arăt în Biblie: uite, Biblia zice, sunați din trâmbiță, cântați chiuiți, Domnului, chiuiți, săriți de veselie, înainte bateți Domnului. Din palme. Da, și uite, ei nu, din păcate, pentru că nu cunosc Scripturile și pentru că biserica a devenit incredibil de, și repet, mă refer în general la biserica din România, incredibil de plictisitoare, nu sunt atrași. Intră în biserică, fac o Sfântă Cruce și au ieșit în 5 minute. Când biserica ar trebui să fie locul acela în care, exact cum zice psalmistul, să-ți dorești, să te duci, să stai acolo, zice: mă bucur când mi se zice haide-mi la casa Domnului. Nu e cea sadomasochist, știi? Deci David nu zice în ideea... Suporți exact, acolo, știi, mamă, mă duc suplici. Să mă chinui, știi? Astăzi când zici hai la biserică, pentru majoritatea românilor înseamnă chin. Înseamnă autoflagelare. Jale, autoflagelare. Hai să ne chinuim, hai să ne batem un pic pentru că merităm, că tare răi am fost. Nu, zice, hai să mergem, o cântare a treptelor, cântau pe trepte, femeile dădeau din tamburine, cântau cu tamburine. Asta este spiritul pe care biserica l-a împrumutat din vechime, din Vechiul Testament, și pe care biserica ar trebui să-l propage în continuare. Deci biserica trebuie să fie plină de viață, plină de bucurie, să prezinte adevărul în forma pe care omul o percepe astăzi, prin artă, prin muzică, prin rețele de socializare, prin poze, prin tot ce ne stă la îndemână, pentru că biserica este omul, suntem noi în primul și în primul rând, iar omul schimbat de Dumnezeu este un om incredibil de plin de viață. Deci pledez pentru o închinare diversă, dinamică. Exact. Da, asta este o parte importantă a misiunii bisericii, care din păcate transmite Evanghelia tot cu metodele de acum 200-300 de ani. Uh-huh. Da, și spunea cineva, fii întunericului zboară cu supersornice, iar noi mergem tot cu carul Evangheliei. Da, exact. Da. E o comparație ciudățică așa. Mihail, tu cum... crezi că ar trebui să fie misiunea bisericii în această era a tehnologiei? Ce mijloace am putea folosi? În primul rând, eu aș veni cu puțin o nuanță diferită și l-aș cita pe teologul Christopher Wright, care spune așa: Dumnezeu nu are o misiune pentru biserică, ci are o biserică pentru misiunea sa în lume. Și aici eu, și când am citit acest autor, mi-a plăcut foarte mult, pentru că el pune accentul pe intenția lui Dumnezeu. Și intenția lui Dumnezeu pentru biserică este ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 28: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Acum, expresia aceasta, Domnul Iisus Hristos, duceți-vă și faceți, nu ne detaliază și cum. Și Tony a amintit câteva elemente, respectiv această revoluție tehnologică despre care ai amintit mai devreme. Acum, eu aș vrea să, și nu vreau să țin partea bisericii puțin mai tradiționale sau așa, ci vreau doar să vin să spun
că revoluția industrială, revoluții culturale au fost de-a lungul istoriei încă și, vor mai fi. Și vor mai fi. Da. Tehnologia, într-adevăr, este ceva ce nu s-a mai întâmplat și vedem cât de mult a schimbat societatea și, în mod clar, sunt total de acord, așa cum a afirmat și Toni, că biserica trebuie să folosească tehnologia ca pe un mijloc. Și trebuie să folosim evangelizarea prin ceea ce se întâmplă și aici, la o televiziune, pe internet, folosim rețele de socializare, de acord și cu partea aceasta muzicală. Însă eu aș vrea să vin cu a atrage atenția asupra unei probleme și asupra, cred că, unei greșeli pe care o face biserica. Și anume, faptul că noi punem foarte mult accent pe informație. Deci noi ne uităm și la programele bisericii, să dăm informații, să educăm oamenii. Pe când Domnul Iisus Hristos spune, mergeți și faceți ucenici. Și eu cred că aici este o mare problemă pe care o avem și, de fapt, dacă ne uităm, vedem că și, de fapt, revoluția tehnologică și ce s-a întâmplat în postmodernism a dus biserica spre accentul pe informație, pe training și pe așa mai departe, unde pastorul devine un trainer, un lider, pe când Domnul Iisus Hristos a fost un făcător de ucenici, dacă ar fi să spun așa în limba simplist. Foarte pragmatic. Exact. Și atunci eu cred că aici este una din marile probleme unde biserica falimentează în misiunea aceasta. De ce? Pentru că facem evangelizare, vin oamenii la biserică și credem că în momentul acela misiunea s-a încheiat. Misiunea lui Dumnezeu. Pe când Domnul Iisus spune, fă ucenici, stai cu oamenii aceia, crește-i. Și aici vedem și lipsurile pe care le avem legat de timp, legat de investi în oameni. Deci suntem foarte buni. Deci eu acum fac coreografie, nu acuz pe nimeni. Da, da, suntem sigur. Foarte buni la programe, la implicăm și eu mă regăsesc foarte bine aici. Dar să stau, să fac ucenici, să iau oamenii, să-i formezi unul la unul, cum a făcut Domnul Iisus Hristos, că până la urmă Domnul Iisus Hristos stăteam și mă gândeam, vedeți, n-am ființat o academie. Putea să fac o academie care să bată toată școala fariseilor și a saducheilor. Domnul Iisus a luat 12 oameni de la joburile lor și a spus, vină după mine. În esența aceasta, în mesajul acesta, vino și învață de la mine, stai cu mine. Și vei vedea ce înseamnă misiunea lui Dumnezeu, ce înseamnă un creștin adevărat și care este mesajul pe care trebuie să-l transmit mai departe. Deci, pe lângă ce s-a spus, eu aș adăuga partea aceasta de facere de ucenici, de a investi în oameni, de a-i crește pe oamenii aceștia, pentru că, până la urmă, misiunea bisericii este misiunea aceasta lui Dumnezeu care trimite. Mergeți, duceți-vă în toată lumea. Foarte interesant faptul că noi am ajuns să facem lucruri ineficiente, dar suntem foarte stăruitori în a le face, deși nu funcționează, deci nu merge. Am fost învățați în sistemele de învățământ să tocim informație. Câte cursuri mai ții minte din facultate? Deci la foarte multe dormeai, că ori era plictisitoare materia și dacă era foarte interesantă, poate îți rămâne o idee, două din ceea ce ai învățat, dar nu mai ții minte atât de mult. Însă tot ceea ce ține de experiență, relații cu oamenii, predicare, misiune, foarte multă informație și ceea ce ai trăit îți rămâne. Pentru că ai experiență de viață, nu este doar informație seacă, goală. Uite, învățăm limbi străine după reguli gramaticale. O mare prostie, pentru că un copil nu învață limbă străină după reguli gramaticale. Exact. O învață intuitiv. Vorbind, da. Da. Exact. Practic. Și noi așa vrem să învățăm pe oameni Evanghelia. Dom'le, zice Hristos, eu te învăț practic. Noi facem sistematică, frate, acolo. Hai să, punctul 1, 2, 7, 9. Și oamenii se uită ciudat, pentru că e nenatural. Și cred că ai atins un punct bun aici, acela de a fi mai pragmatic și de a ajuta pe oameni să experimenteze, să guste, să prindă frumusețea Evangheliei, să o experimenteze, nu atât de mult să o învețe teoretic. Cred că aici este un scurt circuit la misiunea bisericii. Da, ai vrut să zici ceva, Toni? Da, legat tot de, dacă tot am intrat în partea asta practică, stăteam și mă gândeam la faptul că oamenii și vin la biserică nu pentru informație, adică puțin vin și zic că aș vrea să cunosc dogma voastră, puțin. Deci eu în 7 ani de pastorație, nu știu că nu-s mulți, dar i-am trăit intens, în 7 ani de pastorație cred că am auzit 2-3 oameni să vină să-mi zică vreau dogma voastră. Aș dori să cunosc informație. Majoritatea, 99,99%, au venit pe ideea asta de practic. Adică, ce am observat? Oamenii vin
când au probleme în familie, da? Ei merg la psiholog, merg la terapie de cuplu, nu se întâmplă nimic, dau zeci de milioane, am întâlnit sute de astfel de cazuri, ajung în pragul divorțului, cu toate că au mamă, tată, soră, frate, prieten să-i ajute, consilieri, au băgat bani în psihologie, au citit tot, au făcut cursuri, au făcut traininguri pentru familie, nimic. Și atunci toată lumea îi îndrumă către biserică. Băi, mai mergeți și la biserică, căutați un duhovnic. Și mulți, în ultim stadiu. Da, în ultim stadiu, exact. Mă întreabă, vrei să fii duhovnicul familiei noastre? Mă întreabă pe internet, oameni care ne-au ascultat tot așa pe rețele de socializare, pe YouTube, ne-au văzut prezenți în mediul online, de la, nu știu, Instagram, Facebook, chiar și TikTok-ul. Toate astea ne văd acolo. Chiar dacă nu ne postăm noi, ne postează alții. Eu, de exemplu, n-am cont de TikTok, n-am avut timp să-mi fac și asta, dar sunt prezent pe TikTok datorită altora, pentru că oamenii iau, și eu am observat, din mesajele noastre smulg exact chestiunile practice. Dacă vă uitați la ce postează oamenii din biserici, postează cum să fii, cum să faci, exact ce spunea Mihail, să iei, să faci, să acționezi. Și da, vin pentru rezolvarea problemelor de familie, apoi vin pentru depresii, de exemplu, la fel, merg la psihologi. De exemplu, a venit acum un caz, un mare psiholog din România care face terapie online, da? Deci nu contează unde ești, acum poți să fii psiholog în America, da. Consiliezi în România. Și a trimis o doamnă la noi și a spus, nu am ce să-i mai fac. Este de natură spirituală problema doamnei. Adică psihologii recunosc și au foarte niște mulți, limite. Exact, au niște limite și foarte mulți psihologi trimit ba la biserică, ba la mănăstire, ba la preotul cutare, ba unde cunosc ei și unde au auzit ei că ar fi cineva cu har. Și de-aia e foarte important ca noi oamenii cu har, că noi am fost chemați să fim oameni cu har, nu doar palavre, că zice Apostolul Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, stă în putere. Da. Dacă ar fi doar vorbe, am fi și noi niște psihologi care am încasat niște bani, am dat chitanțe la oameni și i-am prostit la fel, na, ar ajunge în puncte moarte. Din că nu se întâmplă de multe ori. Da, se întâmplă, exact, se întâmplă. Și atunci, tu să fii omul ăla la care psihologul trimite când nu mai poate rezolva el problema, când e de fond spiritual. Da, deci am zis de depresie. E, vicii. Mai am un caz, de exemplu, a venit un domn care juca la păcănele, la toate jocurile de noroc, ruletă și ce mai sunt, tot ce câștiga, inclusiv banii familiei, a vrut să bage apartamentul, a oprit soția, ar fi în stare să-și vândă și copiii. Și am auzit de cazuri în care părinți și-au vândut copiii, da? La rețele de proxenet și pedofilie. Am stat la masă, chiar aici, în mall-ul acesta, la etajul 2, am stat la masă cu un bărbat care a fost adus de mână de soție cu copiii la masă cu tot. Domnule, vrea să-mi vândă copiii. Omul era teleghidat, vorbeam cu el și zic, mă, nu ești întreg, ce ai? Nu pot să mă controlez. Zice, trag de volan spre jocuri de noroc, iau salariu sau câștig niște bani și mă duc și îi bag pe toți. Deci oameni care nu se mai pot controla. Și atunci toată familia, de exemplu, acum 2-3 duminici în urmă, 15 oameni, adică un neam întreg, mamă, tată, soră, frate, nepoți, copii, l-au adus pe omul ăsta în biserică, că au auzit că e un loc cu har. Și stai, fă-i mirungere, roagă-te pentru el, pune-ți mâinile peste el, roagă-te în numele lui Iisus Hristos, mustră neputința de peste el. Oamenii au vrut ceva practic, de-aia au venit. Deci 15 oameni mi-au umplut un colț de biserică pentru că au venit să scape de o problemă și l-au dus și la psiholog. Iar psihologul i-a spus, îmi pare rău. Deci psihologii recunosc că nu pot scăpa oamenii de jocuri de noroc. Jocurile de noroc este una dintre, cred că, cea mai grea adicție, mai grea decât drogurile, mai grea decât alcoolismul, decât orice. Jocurile de noroc e pe primul loc din studii, reiese lucrul ăsta. Și culmea, statule susține exact, din greu. Îi vezi peste tot. Deci când văd reclame la jocuri, de că tot ai amintit treaba asta, dragii mei care lucrați la CNA și care lucrați la, aveți puterea asta de decizie, vă rog, nu mai puneți reclame la păcănele și la pariuri, folosind mai ales oameni de brand, oameni care au făcut performanță în sport. Deci eu când văd atâtea reclame la jocuri de noroc, efectiv rămân uimit. Deci să susții așa ceva care este un flagel, practic, un cancer al societății. Nu știu dacă ați observat psihologia folosită de cei care fac reclame. Eu am observat câteva reclame în ultimul timp. Fiți atenți, cea mai ticăloasă și nenorocită strategie de a încuraja oamenii să joace la jocuri de noroc este următoarea. O soție îi pune în mână aplicația, telefonul cu aplicație soțului și
îl încurajează soția pe soț să joace la jocuri de noroc, pe aplicație, pe telefon. Și concluzia pe care soția o trage este că de când soțul joacă la jocuri, asta este reclama, o reclamă, am văzut-o de sute de ori, dar soția zice, de când soțul meu joacă la jocuri de noroc, eu sunt un om, un bărbat foarte liniștit. Asta e cea mai ticăloasă și nenorocită minciună. O minciună. Da, e minciună grosolană, pentru că prima persoană afectată de jocurile de noroc este partenerul. Da, nu prea am văzut femei ce-i drept să joace la jocuri de noroc, că femeia e mai rațională, duce banii la copii, e mai cu inima, casnică. E mai casnică. Dar în general bărbații joacă la jocuri de noroc. Și prima afectată este familia, soția, copilașii. Deci femei, nu există de fapt ce prezintă ei. Femeia aia care se pune aplicația cu jocurile de noroc soțului, nu există. Este cea mai ticăloasă și nenorocită minciună. Deci dracu stă în spatele acestei publicități ordinare. Și atunci, iată, vin oamenii la biserică distruși. De exemplu, anul acesta am avut două mărturii incredibile. Un patron care a jucat 160.000 de euro la jocuri de noroc și a pus firma în faliment, zeci de angajați, și a venit la biserica pe care o păstoresc și ne-am rugat pentru el și a scăpat, slăvit să fie Dumnezeu. Și unul dintre manageri, care în două săptămâni a băgat 800 de milioane lei vechi, gen nu știu cât înseamnă, 80.000 cred, 80.000 de lei în două săptămâni. Erau toate economiile. Patronul și cu managerul au jucat la comun jocuri de noroc, erau să se nenorocească. Și au venit unde? La biserică. La biserică. Și credeți-mă că în numele lui Iisus Hristos, vă spun, au scăpat. Au scăpat de cea mai parșivă și ticăloasă și nenorocită, sau cel mai nenorocit viciu dintre toate jocurile de noroc. Deci ăsta este rolul bisericii. Ajung familii distruse, oameni plini de depresii, oameni plini de vicii, ajung cu cazurile lor. De-aia biserica are sens și va avea până se va termina pământul ăsta. Pentru că biserica operează pe chestiuni pe care societatea nu le poate rezolva niciodată. Indiferent cât de mulți doctori, psihiatri, psihologi, chiar și doctori fizici, și doctorul, mă refer la care operează pe trupuri, da? Și doctorii aceștia când intră în sala de operație, Doamne ajută! Să ne rugăm la Dumnezeu, că doar Dumnezeu ne poate, cum zicea doctor Dănăilă, da? Intru cu Dumnezeu de mână în creierul omului. Da? Deci biserica întotdeauna va avea sens. Da, ai folosit o expresie, biserica întotdeauna va avea sens, și totuși există o scădere a interesului oamenilor față de Evanghelie și față de biserică. Unde crezi că este problema, Mihail? Tu ai prezentat acum o situație excepțională. Ar fi bine ca toate bisericile să existe așa un atac la firul ierbii să rezolvi problemele practic, dar totuși în multe biserici este moarte anuală. De ce? Hai să vedem. Păi, în primul rând, cred că deci, clar nu este o problemă a Evangheliei, pentru că Evanghelia spune Domnul Iisus Hristos că vor trece pământul și cerurile, dar cuvântul meu nu va trece. Deci e clar că nu e problema acolo. Ce problema este la cei care trebuie să o ducă mai departe, respectiv credincioșii, da, sau biserica. Atunci când biserica își pierde mărturia față de lume, printr-o trăire neconformă, printr-o religiozitate falsă, spre exemplu, ne uităm și vedem că, deși oamenii cred în Dumnezeu, conform studiilor în România, undeva depășim 90%, participarea la viața bisericii este foarte scăzută, vorbind general, acum radiografia țării, și oamenii nu trăiesc valorile morale. Avem cea mai mare rată de avorturi, cred că din lume, suntem undeva pe primul loc, dar raportat la numărul de locuitori, suntem cea mai coruptă țară, suntem plini de imoralitate, deci cumva este o discrepanță foarte mare între ceea ce se afirmă și ceea ce se practică. Vreau să dau și un exemplu, spunea Toni mai devreme despre biserică. Noi, la organizația unde lucrez, avem proiecte în zonele de lângă București, în sate sărace, și la un moment dat trebuie să primim aprobarea de la primărie, de la școală, să începem proiecte în școli, și oamenii știu că suntem evanghelici, din spectrul evanghelic, și la un moment dat am fost foarte uimit că de obicei oamenii au reticență să lucreze cu noi, spun, voi veniți cu Evanghelia, cu nu știu ce, și nu prea vor să ne primească, dar primarul din localitatea respectivă mi-a spus o chestie pe care nu am auzit-o de la niciun, să zic așa, nepracticant sau om. Exact, da. El a spus că de când s-au pocăit romii din satul respectiv unde noi avem proiect, s-a schimbat comunitatea de romi. Deci acolo spuneau că erau numai, venea poliția de câteva ori pe seară, erau bătăi, erau
copiii nu mergeau la școală, Birtu era cel mai profitabil afacere. Când s-au pocăit, Birtu a devenit aprozar, biserica a devenit centru de cantină și de after school, toți copiii merg la școală și acolo zice, nu mai avem nicio problemă cu ei. Toți au lucruri de muncă, toți sunt serioși. Adică asta a spus-o nu un credincios, nu un pastor, ci a spus-o un om care pur și simplu a observat schimbarea. Impactul, exact, ce produce biserica atunci când ea manifestă într-adevăr puterea transformatoare a Evangheliei și a Duhului Sfânt, care schimbă. Deci noi, oricum noi nu schimbăm oamenii. Noi ca pastor, ca lider, ca orice am fi credincioși, noi nu schimbăm. Duhul Sfânt este cel care face transformarea. Noi suntem doar cei care vestesc Evanghelia și arătăm spre Hristos. Și El vine și intervine, dar din păcate, de multe ori, știți, eu ca o glumișoară așa, la un moment dat un copil ajunge într-o biserică și vede vitraliile. Erau vitralii frumoase și pictate cu sfinți. Și l-a întrebat, la școala duminicală, a întrebat, voi știți cine sunt sfinții? Și el, amintindu-și vitralele acelea, a spus, sfinții sunt cei care nu lasă lumina să intre în biserică. Pentru că el a văzut că vitralele blocau lumina și da, da. E o definiție care de multe ori, din păcate, copiii spun de multe ori lucruri adevărate, exact, și adevărat. În manieră originală. Da. Da, uite, vezi, aici cred că este problema când biserica se focusează mai mult pe aspectele teoretice și pe cele mai puțin practice. În viața Domnului Hristos vedem mai multă practică și mai puțină vorbărie. La farisei era invers, multă vorbărie și puțină practică. Vis-a-vis de Evanghelie și predicarea ei, ce rol au avut evanghelizările în trecut și mai credeți sau nu mai credeți în misiunea aceasta a bisericii făcută prin îndoctrinare și câștigarea de adepți? Pentru că într-o anumită epocă și astăzi se consideră că evangelizarea este îndoctrinare. Adică trebuie să ne convertim unii la alții, protestanți, neoprotestanți, ortodoxi, catolici, și asta este evangelizarea. Asta este evangelizarea? Să mai credeți într-o asemenea formă de evangelizare cu câștigarea de adepți? Eu cred că termenul ăsta de evangelizare oricum este un termen pe care doar noi îl înțelegem, noi cei care evanghelicii, să spunem, sau spune unui om hai la o evangelizare. Îi trece orice prin cap. Eu trece că-l cipezi acum, știi, bași cip în el, că evangelizare, vulcanizare, nici nu știi cum să, știi, adică avem evangelizare la biserică, vii, îl sperii, știi? Ce sau evangelizările astea sunt un mod ca păstorii să se spele pe mâini, știi? Băi, am făcut evanghelizare luna asta. Am bifat-o și declarăm. Dragilor, duminica viitoare avem evanghelizare și toată biserica, iuhu! Ok, la evanghelizare nu se întâmplă nimic deosebit față de obicei. Da. Și păstorul dă vina pe noriaș. Păi n-ați adus, tată, pe nimeni. Ce facem? Nu se o de vină. Voi sunteți de vină, că voi trebuia să aduceți. Sau sunt de vină oamenii, nu sunt mai receptivi la exact. Evanghelie. Da. Și atunci trebuie să, iarăși, trebuie să fim foarte atenți la termen și trebuie să fim foarte atenți la, exact cum spunea Mihail, la ce, și cum spuneai foarte bine și tu, la ce făcea Domnul Iisus prin evangelizare, da? Adică Iisus nu zicea, dragi ucenici, azi avem evangelizare. Noi am instituționalizat totul și am pus așa niște șabloane și gata, așa facem. Nu, dragilor, am o idee. Astăzi mergem toată biserica în parc sau astăzi după rugăciune mergem, de exemplu, noi am avut înainte de a începe pandemia și de a se închide toate lucrurile, noi am mers 7 săptămâni la rând în fiecare miercuri după rugăciune să ne rugăm în jurul casei poporului. Și bineînțeles că ne-am rugat și ne-am rugat pentru instituții și oamenii au înțeles practic ce înseamnă să mijlocească pentru cetate. La fel de practic este când, de exemplu, noi avem o campanie pe care o avem de la începutul, de la înființarea bisericii, scoatem pe cartonașe versete din Biblie, le printăm foarte colorat, foarte frumos și merg cu un grup de tineri, mergem mai mulți și dăm versete pe stradă, la gurile de metrou. Asta înseamnă
evangelizare, dar nu mai trebuie să o spui. Nu, mergem cu Evanghelia pe stradă, mergem cu Scriptura practic. E, și se întâmplă lucruri extraordinare. Deci noi facem de mulți ani lucrul ăsta. Pandemia ne-a oprit, ce-i drept. Vreo 2 ani de zile am stat degeaba, n-am făcut lucrul ăsta, deoarece nu puteai să te întâlnești cu omul, să-i dai ceva din mână, că se speria că îi dai COVID, nu puteai să vorbești face-to-face cu el, că trebuia mască și se speria, nu stătea nimeni. Dar înainte de pandemie și iată că după pandemie am reînceput, mergem pe stradă cu versete din Biblie și le dăm oamenilor și vedem rezultat. Oamenii ne întreabă, dar ce sunteți? Creștini? De care? Păi nu trebuie să știi eticheta, pentru că iarăși oamenii înțeleg, știți, preoții și pastorii au fost într-o bătălie și sunt într-o bătălie, pentru că într-o bătălie nejustă, pentru că fiecare înțelege greșit ideea de om. Omul este o resursă, trebuie să recunoaștem. Da. Omul este o resursă cea financiară. Mai importantă. Exact. Este o resursă financiară, este o resursă de energie, la modul că faci cu el, poți să-l pui să facă. Uite cum suntem noi ca biserică. Am dat o strigare și am ridicat într-o săptămână o casă de la zero, da? Suntem 600 de oameni în comunitate pe duminică, cam atâția ne adunăm și din 600, dacă fac o strigare, bă, care se bagă să facă o casă, adun 100 sau adun 50. La fel, dacă, uite, acum ne ocupăm să construim o căsuță unei familii cu 7 copii, care i-a ars casa, cu 600 de oameni, într-o lună, două, noi am ridicat casa. Omul ăla ar fi muncit 30-40 de ani și n-ar fi făcut. Dar noi cu 600 de oameni, exact, da. Noi cu 600 de oameni am băgat 30-40-50 și oamenii știu și noi știm că omul e o resursă. Dar bătălia nu e pe resursa asta fizică, ci bătălia trebuie să fie pe mântuirea și salvarea omului, cum spunea Mihail. Adică omului trebuie să-i transmiți de la început. Eu le spun oamenilor de la început, vin oameni, vin patroni, vin directori, vin oameni cu studii și au impresia că, domnule, eu nu vin la voi, că mă exploatați. Eu nu vin la voi și eu le spun. Le spun oamenilor, uite-te în biserica asta, este plină. Unul în plus sau unul în minus, pe mine nu mă... Deci le spun oamenilor, dacă nu vii, tu nu mă afectezi cu nimic, cu absolut nimic. Chiar mi-e foarte bine atât cât suntem. Mi-e foarte bine. Din toate punctele de vedere este foarte ok. Dacă tu nu vii, tu pierzi. Și nu pierde, nici Hristos nu pierde. Am avut un mesaj într-o miercure foarte tăios și mesajul a fost așa. În rai nu o să plângă nimeni după tine. Nimeni, nici soțul tău, nici soțul, că în rai nu se plânge. Mamă, și erau oamenii așa, da, mai dreptat. Nu o să plângă nimeni, soția ta o să se bucure în rai fără tine. Și erau bărbații mai șocați. Mai ales dacă o bați și o terorizezi, exact, aici. Da. O să se bucure fără Domnule tine. A scăpat. Da, că în rai n-ai cum să mai plângi, nu? N-ai da. Cum, n-are cum să-ți pară rău că n-a intrat soțul tău în rai? Nu! Dar chiar aseară în pat, în capul patului, soția la 1 noaptea citea din Biblie că n-avea somn, nici eu n-aveam somn, stăteam așa și ne mai vorbeam. Și soția citea ceva din Daniel 12 și e un verset acolo șocant care zice că unii vor învia pentru viață și unii vor învia, atenție, pentru rușine și ocară. Exact, exact, tu îți dai seama, nu doar chin. Să ai permanent o stare de rușine și de ocară veșnică. Și asta trebuie să le spui oamenilor. Că oamenii vin așa cu idee, știi, domnule, tu profiți de mine. Fac un serviciu lui exact. Hristos sau bisericii sau... Nu îmi faci niciun serviciu. Le mai spun oamenilor că vin și zic că, domnule, nu vin la voi că îmi cereți zeciuială, că îmi cereți bani, că îmi cereți nu știu ce, că voi vreți să mă exploatați financiar. Și am zis, băi, stai aici 10-20 de ani și nu dau un leu. Dăm noi pentru tine. Dau eu pentru tine. Numai vin o să fii mântuit. Bineînțeles că Dumnezeu îl trezește și Duhul Sfânt îl trezește și îl învață că om fără fapte, credincios fără fapte nu se poate. Iacov ne spune, apostolii, ucenicii ne spun, arată-mi credința ta fără fapte și ți-arăt credința mea cu fapte. Să te bat, știi, cu credința mea cu fapte. Dar asta este ideea, că trebuie să le explicăm oamenilor că totul este în avantajul lor. Pentru că diavolul i-a copleșit la nivelul minții și subiectul preferat al diavolului este banul. Banul, banul, banul. Nu mă duc că vă dau bani. Nu, nu. Unul la muncă și cu asta închei pe subiectul ăsta.
am un băiat care este și liderul cu versetele pe stradă. El acum este liderul care merge și face aceste evangelizări de stradă. Și lucrează la un restaurant ăsta cu paste, cu noodles, cu așa. Și tot i-a vorbit managerii de Hristos și angajaților și le-a vorbit de Hristos și colegilor și băi, haideți la biserică, profiteți, haideți să vedeți ce frumos e, haideți. Și la un moment dat unul se ridică așa, bă, cât îți dă mă ție pastorul ăla de acolo dacă aduci un om? Eu am auzit că se dă 50 de lei pe om, știi? Deci, asta la proteste, da, 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 da. Ci că, exact, au, da, au transferat și asupra bisericii. Da. Zi-mă sincer, zi sincer, dacă recunoști, vin cu tine la biserică, să iei și tu 50 de lei pe mine, știi? Da, da, da. Și ăsta a rămas șocat. Bă, cum? Cum v-a mințit diavolul în modul ăsta să credeți că noi luăm bani pe voi că vă aducem la biserică? Și trebuie să-i faci conștienți pe oameni că singurul avantaj, chiar și dacă dau 10 lei, e în avantajul lor. Pentru că Iisus Hristos a zis, strângeți comori în cer unde nu le mănâncă molia, unde nu le sapă hotul și unde nu le distruge rugina. Și asta este... Da, din păcate, probabil că oamenii au văzut destule exemple în direcția aceasta, în care banii au fost folosiți tendențios sau în scopuri mai puțin ortodoxe și atunci nu mai au încredere. Dar până la urmă, dacă le oferi... încrederea aceasta, eu cred că sunt dispuși să facă un pas spre biserică, spre Dumnezeu. Și chiar auzeam pe cineva în America, zice, mă, cel mai profitabil business e să-ți deschizi biserică. Zice, nu plătești taxe, poți să faci evaziune fiscală cum vrei, pentru că fiind donații, n-ai cum să le fiscalizezi și e ok, foarte bine, îți deschizi biserică. Da, și până la urmă unii profită. Sunt televangheliști foarte cunoscuți care adună colectele cu gălețile și bani și da. Mihail, tu ce părere ai despre misiunea asta a bisericii și cum crezi că... Evanghelizarea a fost folosită, este, dacă ne uităm la începutul bisericii, în prima zi a bisericii, acolo la Rusalii, în Fapte 2, predicarea lui Petru este o evanghelizare la care 3 de oameni s-au întors la Hristos. Ce e interesant și unde greșim noi, cred din nou, mă uit puțin spre radiografia așa bisericii, este că nu e invitat la biserică. Nici nu era o biserică, mă refer la o clădire. Da. Că noi greșim spunând că acolo e biserica. Biserica suntem noi. Da. Casa lui Dumnezeu suntem noi, oameni, nu o locație. Dar problema este că am transformat din locație, o numim biserică, și așa cum spunea și Toni, chemăm oamenii la evanghelizare în biserică și oamenii nu vin și ne evanghelizăm tot pe noi, da? Și nu avem eficiență pe partea aceasta. Dar există un concept care îmi place foarte mult și anume biserica în afara zidurilor. Adică scoate oamenii din locația aceea, din locul acela. Pentru că la evanghelizarea aceea Domnul Iisus Hristos a fost pe stradă. Deci, haideți să vedem puțin evanghelizarea pe stradă. În afara. Deci scoate-o din cadru. Oricum oamenii îți vin. Da. Mai ales în contextul românesc în care oamenii sunt mai mult ortodoxi sau catolici, pentru ei a intrat într-o clădire, cum e de exemplu la Tony, acolo unde au închiriat spațiu, sau la noi sau la tine, unde nu sunt icoane, nu sunt altare, oamenii nu asociază acea clădire cu o biserică. Dimpotrivă. Da. Cum este biserica în stradă? Pentru că Domnul Iisus n-a călcat în viața lui într-o biserică cum o numim noi. Nu, a fost în sinagogă, unde era, sau a fost și în templu, dar el nu a fost într-o biserică ca a noastră. Și vreau să dau un exemplu. Organizația unde lucrez în cartierul Ferentari a construit, deci biserica a rămas pe același loc din anii 20, doar a renovat biserica de două ori în acest 100 de ani și a construit o școală pentru copiii săraci. Deci nu și-a construit clădiri, ci a făcut o școală. O școală unde sunt 200 de copii lângă ghetorile din Ferentari. Și când s-a făcut prima dată școală, era în curtea bisericii, copiii spuneau, că eu chiar am făcut o cercetare să văd impactul și așa mai departe, și copiii spuneau nu că învață la școală, ci că învață la biserică. Și asta este un model. De a merge să faci misiune în afara zidurilor bisericii, împlinind nevoile care sunt pe stradă. Și aici Ioan, spre exemplu, Ioan e cam cum e biserica tradițională, dar noastră, nu vorbesc de... Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? De ce? Că vedea pe Domnul Iisus și ce îi spune Domnul Iisus? Eu parafrazez, sunt pe stradă. De ce? Pentru că orbii văd, șchiopii umblă,
Săracilor se predică Evanghelia. Exact. Și Domnul Iisus Hristos era în mijlocul oamenilor. Problema noastră este că ne-am făcut un club select, suntem noi, totul e bine acolo, noi ne creștem, ne căsătorim în biserică și e bine, nu spun că e rău, dar dacă faci așa o perspectivă, zi, măi, dar impactul care e? Că noi suntem ok și suntem în clubul nostru select, dar strada, care e nevoia străzii, care este nevoia oamenilor? Uite ce oportunități am avut în pandemie de a sluji oamenii care nu sunt din biserică. Ce oportunități, uite cum vorbea Tony despre proiectul social, de a construi o casă, de a ajuta o familie, de a ajuta un copil sărac să îl duci la școală. Ce oportunitate este acum cu situația refugiaților, cu războiul din Ucraina, pentru biserică, de a merge în stradă și a vesti Evanghelia și mărturia aceasta, așa cum spune și Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos în două dimensiuni. Este propovăduirea Evangheliei, dar este și misiunea socială. Nu poți să le rupi una de alta. Asta a făcut Domnul Iisus și El spune, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Adică ar trebui să replicăm ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Chiar ai scris o carte legată de ceea ce ai spus, Pe urmele lui Dumnezeu în Ferentari. Poate ne dai un cadru apropiat aici, la cameră, Sorin. Și mi s-a părut interesant titlul acesta, în care ai surprins ceea ce faci, de fapt. O carte misionară, practică, scrisă într-un limbaj teologic destul de elevat, adică n-ai făcut o culegere de experiențe, ci ai făcut o teologie a misiunii pe care tu o practici. Asta e mai rar întâlnit și chiar mă bucur că mi-ai dat cartea aceasta și cred că găsim acea motivație de a face Evanghelia să strălucească în cele mai întunecate locuri. Ferentariul este un fel de Bronx, da? Un cartier în care nu prea își dorește oricine să stea. Deși este într-o capitală, totuși cred că ai destule experiențe pe acolo, nu? Da, titlul e de scandal așa, pentru că m-a afectat și până Ferentariul, lucrez de 13 ani și cred că m-a... Sunt și eu puțin... Ai avut așa ceva să ne povestești așa mai hazliu puțin sau dramatic? Experiențe sunt multe pe care aș putea să vi le povestesc, dar legat de titlul cărții, intenția a fost să văd ce face o biserică atunci când răspunde la chemarea și misiunea lui Dumnezeu. Și când, pentru că pentru biserica aceasta, care a început această lucrare, a fost e greu să-ți deschizi ușile bisericii și să ieși și să faci loc celorlalți. Noi spunem de obicei biserica are ușile deschise, dar și ne referim la cele fizice, dar sunt multe bariere pe care noi le avem. Atât despre adicțiile oamenilor și privim într-un anume fel, despre credințele lor, despre trecutul lor, despre etnia lor și asta este o mare problemă. Pot să spun, de exemplu, aș da un singur exemplu din cartea aceasta despre o fată care, pe care am intervievat-o și mi-a povestit că era în clasa a treia și mama ei a fost închisă pentru că făcea trafic de droguri și a rămas singură, nu avea alte rude și singura ei pereche de încălțăminte erau niște papuci. La un moment dat, profesoara de engleză i-a spus că nu mai poate veni dacă nu... Profesoara credea că vine așa în bagiocure și nu pot să vin papuci la școală. Da. Și pe acest motiv, 2 ani n-am mai fost la școală. După aia, când a vrut să se reînscrie, nu mai primea nimeni, că nu existau alte programe cum e acum a doua șansă. Și într-un final, a venit într-o zi, se plimba prin cartier, a văzut școala, a intrat și a zis, vreau și eu să vin la școală aici. Și deja trecuseră 3 ani de când nu mai fusese și atunci directoarea a îmbrățișat-o, a primit-o în școală, i-a terminat, acum are copii, a lucrat la noi 4 ani, a fost angajatul nostru și este o mărturie a schimbării care se face atunci când biserica se lasă folosită de Dumnezeu și elimină prejudecățile, barierele, iese din clădire, merge pe stradă și face ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Deci ideea aceasta, cred că de a face din... Și spuneai de Ferentar, că și de fapt și ăsta e scopul. Ce ar căuta Dumnezeu în Ferentari acum, da, sincer vorbind, mai ales că școala e lângă ghetouri, unde sunt droguri, prostituție, dar ideea este că biserica lasă urmele lui Dumnezeu. Pentru că biserica face ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Ea continuă, pentru că Domnul Iisus spune, mergeți și vă trimit cum a trimis Tatăl pe mine. Și Dumnezeu l-a întrupat pe Domnul Iisus Hristos, dar din slavă El coboară, ia un trup și umblă pe stradă cu oamenii. Asta trebuie să facă și biserica, să ia trup.
să continue, adică că biserica e trupul lui Hristos, adică un trup care e vizibil, tangibil, care hrănește oamenii, care mângâie, care aduce vindecare, care aduce eliberare. Deci asta trebuie să facă biserica. Și dacă nu face asta, normal că își pierde mandatul. Mi-aduc aminte, eram student și am avut o idee odată așa de misiune, să mergem într-un sat sărac din zona Bucureștiului și să le oferim un proiect cu o pâine la familiile sărace. În fiecare zi să le ducem pâine. Pentru unii pare ceva banal, dar oamenii ăia chiar n-aveau ce pune pe masă. Și am prezentat proiectul. Da, hai să facem un program la care să invităm să participe. Oamenii au venit, bineînțeles, cu tabieturile lor, cu noroi pe picioare, cu... era și o perioadă foarte ploioasă și a făcut mizerie și la toalete și peste tot. Și primul lucru, când m-a văzut directorul, a zis: Ionică, lucrul ăsta nu mai trebuie să se întâmple. Păi de ce? Am murdărit mocheta. Uite aici, câte trebuie să fac, nu știu ce, nu știu cum. Păi și am zis, cum avem șansa să-i aducem pe oameni de acolo, să-i ajutăm să crească, dacă noi ne dezinfectăm și suntem atât de curați și nu vrem să ni se facă dezordine în biserică. Și da, deci e o chestie destul de ciudățică, dar chiar asta am observat la Domnul Hristos. Am citit o carte pe care vă recomand, poate că ați citit-o, Evanghelia Vagabonzilor, scrisă de Brennan Manning, un preot catolic, dar extraordinar, în care surprinde exact aspectul ăsta în care Iisus s-a dus asupra celor mai defavorizați oameni, prostituate, vameși, leproși, cei mai dați la o parte oameni pe care noi îi evităm. Ca și cum Evanghelia s-ar fi schimbat sau nu mai avem nevoie de ei, pentru că ne-am parfumat, am făcut... Cea mai mare provocare a mea, deci cea mai mare provocare a mea ca și slujitor al lui Dumnezeu a fost să investesc în niște oameni care, așa cum am și spus, nu puteau aduce niciun fel de resursă, nici măcar de prezență, știi? Să te bucuri, bă, mai ai 10 oameni în plus, știi? Da. Se mai umple biserica cu 10 oameni. Cel mai greu ne-a fost să susținem misiunile astea îndepărtate și noi cam pe astea punem cel mai mare accent. De exemplu, satele din Vaslui, din Iași sau din Călăraș la 100-200 de kilometri depărtare sau din Slatina sau din Gorj, din Dolj. Și misiunea noastră umanitară se concentrează pe 90%, adică 90% din ea este externă. Da. Și la un moment dat, de fapt nu doar o dată, de mai multe ori mi-a venit gândul ăsta să renunț, da, pentru că mă gândeam, da, nu fac ceva greșit, pentru că eu investesc în niște oameni care sunt departe, care nu vin, vezi, vine firea asta ticăloasă, știi? Nu vin, adică, mă, măcar de-ar veni fizic, nu să dea ceva, să întoarcă binele. Că de-aia și Iisus Hristos a zis, voi sunteți ca păgânii pentru că faceți bine doar celor care vă întorc binele, știi? Și a venit de multe ori, facem, de exemplu, am făcut case la oameni prin harul lui Dumnezeu, cu banii strânși de la oameni la urma urmei, dar nu banii mei, că de asta zic că am făcut case, că nu le-am făcut cu banii mei, le-am făcut cu banii oamenilor din, adică rolul unui pastor, rolul unui preot este să canalizeze bine această resursă care este la urma urmei resursa lui Dumnezeu, numită omul, da? Da. Din punct de vedere financiar, energie și toate celelalte despre care am vorbit, adică forță. Și mi-a venit de multe ori gândul ăsta, băi, cred că irosesc o resursă a bisericii, ar trebui să mă concentrez mai aproape, mai lângă biserică, mai pe... Să se vadă ce fac, știi? Dar am îndepărtat gândul acesta și Dumnezeu mi-a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Biserica ne-a crescut, de exemplu, într-un an de zile ne-a crescut cu 400 de membri. În plus, într-un an. Ne-am mutat dintr-o sală unde eram 100. Noi, în pandemie, scriam fiecare om și îi luam și temperatura, așa se cerea, na. Temperatură tot și scriam omul și numărul de telefon. Și aveam 185-200 de oameni într-o sală închiriată la Romexpo, într-un pavilion. Și după ce ne-am mutat, a trecut un an de zile de că am
foarte bine am contorizat perioada, fiind chiria mare și ne-am străduit și am făcut un an, am zis, wow, am reușit să plătim un an de chirie, mega chirie. Și după aia, când am făcut calculul câți oameni s-au adunat în plus într-un an, nici nu mi-am dat seama cât de repede s-a întâmplat. Acolo notam pe foaie 185 și aici avem 600. Știi? La un an depărtare, un an și acum un an și ceva, dar un an și un pic deja. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu îți sporește și îți binecuvintează lucrarea și lucrarea ta nu poate falimenta când tu faci așa cum scrie în Evanghelie. Da? Adică te duci la un sărac, te duci în ferentar, te duci în unde Dumnezeu te trimite, Dumnezeu va binecuvânta, chiar și financiar. Noi chiar mă gândeam, noi dacă continuăm în ritmul ăsta, nu o să mai avem de chirii, nu o să mai avem pentru aparatură, ce cumpărăm și noi, camere, transmisie live. Și am zis, ar trebui să ne oprim. Asta ar fi fost, cum să zic eu, cea mai mare catastrofă a lucrării. Pentru că mi-am dat seama, veneau, de exemplu, au venit oameni de la Brașov, a venit o familie de la Brașov, ortodoxi, și au zis, noi vrem să venim de acum încolo aici. Păi cum, că sunteți din Brașov, faceți 2 ore? Păi nu, nu vrem. Și plecau la 6:30, 7 de acasă, din Brașov, să vină și veneau de fiecare dată cu un bag de Pampers, cu ceva, cu o donație, pentru că au văzut în noi, în biserică, au văzut modelul lui Hristos. Și au zis, noi cu voi vrem să fim. Deci am atras în lucrare oameni și resurse care căutau modelul acesta. Deci întotdeauna, cum spunea și Mihail, întotdeauna modelul lui Hristos va avea succes. Trebuie doar aplicat. Trebuie aplicat. Întotdeauna modelul lui Hristos va avea succes. Du-te, fă ce a făcut Hristos, ieși pe stradă, ocupă-te de oameni, ocupă-te de vagabonzi, da? Predică Evanghelia celor sărmani și nu are cum să dea faliment colțișorul tău, da? Congregația ta nu va falimenta, ci va spori. Eu am pus întotdeauna sporirea și financiară și noi plătim chirie 21.000 de euro pe lună. 21.000 de euro? Pe lună, da, numai chirie. Wow. Nu pun utilități, nu pun misiune umanitară, nu pun, cred că cheltuie la 50-60.000 de euro pe lună uneori. Un spațiu de cât? 4.000 de metri pătrați. 4.000 de metri pătrați. 3.000 de metri sunt pentru biserică și 1.000 de metri pentru misiune, de depozit umanitar. Da. Deci noi am sporit și ăsta este nu secretul succesului, că nu e un secret, că l-avem aici. Da. Da, mulți mă întreabă, care e secretul? Păi nu e un secret, știi? N-ați descoperit că nu e un secret. Da. Secretul este să muncești, să faci, să te duci. Vezi o familie, chiar dacă nu ai în spatele tău poate o familie, începe cu 2-3, o familie spirituală cu care să te angrenezi în proiectul ăsta. Începe cu 2-3. Du-te, frate, cu o pungă, cu ce ai și o să vezi când te întorci acasă, o să găsești, poate nu în ziua aia, dar în săptămâna aia Dumnezeu o să-ți dea resurse să te duci la 7 familii, nu la una. Noi am observat asta. Și ăsta este, nu secretul, repet, ci asta este formula pe care Hristos ne-a lăsat-o și în numele Lui, categoric, când aplici Scriptura cum este scrisă, vei avea succes. Nu există, biserica aceea care falimentează nu face lucrurile cum zice Scriptura. Biserica aceea care e plictisitoare, care n-are resurse, noi n-avem bani, noi n-avem oameni, noi nu avem proiecte, noi nu, când ne auzi pe ăștia cu Evanghelia neputinței, știi? Dă toată lumea în Evanghelia prosperității, toată lumea lovește, dar de ce nu loviți și în Evanghelia neputinței? Pentru că este același drac, știi? Da. Ai înțeles? Adică este extrema cealaltă, știi? Ok, nu suntem cu Evanghelia prosperității în care toată lumea trebuie să aibă elicoptere și mașini și case și nu știu ce și așa. Măcar dar fac ceva. Exact. Fac ceva, măcar da, un divertisment, fac în care oamenii exact se simt bine, dar ăștia da nu fac nimic. Da, dar măcar... De ce mă fiți deprimă, da, în neputință, că biserica nu este o biserică a neputinței. Nu e o biserică a neputinței financiare. Nu este o biserică a neputinței umane, adică băi, să n-ai o resursă umană, să... nu e o neputință spirituală acolo, nu e o neputință depresivă, știi? Ci biserica trebuie să exceleze numele lui Iisus Hristos cu cât ți-a dat Dumnezeu. Că nu la toți le dă Dumnezeu 500 de oameni sau 600 sau 700 de oameni. Dumnezeu încredințează, că și vedem și în pilda talanților. Nu le-a dat la toți standard 5, 5, 5, 5. Le-a dat la 1, 1, 5.
3 da. Și 5, da? Da? Așa e, nu? 1, 3 5, și 5. 2, 1. Așa, 5, 2, 1, mulțumesc. Da. Da. Deci, iată că Dumnezeu zice, lucrați după credința, după darul credinței voastre, adică după măsura credinței pe care ai primit-o. Ai 50 de oameni, excelează cu aceea. Excelează cu aceea. Ai 500, excelează cu 500. Da? Dar numai în numele lui Iisus Hristos să excelezi. Da. E provocator ceea ce mi-ai spus, Toni, și nu cred că este cineva care se poate combate sau contrazice pentru că faci. Să vină și, ceva. Da, în momentul în care faci ceva, toate celelalte dezbateri nu prea își mai au rostul. Tot auzim vorbindu-se că România este o țară creștină, că România este o țară, o grădină a Domnului. Oare mai are nevoie de Evanghelie și de evangelizare România sau putem să ne culcăm liniștiți că e în regulă totul? Mihail, ce zici? Categoric. Adică nu cred că putem spune niciodată că nu este nevoie de Evanghelie, cu atât mai mult cu cât ne uităm așa și radiografiem societatea în care trăim. Categoric este nevoie de Evanghelie și nu de îndoctrinare. Pentru că nici eu nu sunt adeptul prozelitismului și s-a cam dus. Deci nu cred că mai societatea contemporană nu mai, dacă îi chem pe oameni la doctrine, deci oamenii chiar nu... Nu mai încălzești, nu. Nici nu mai sterii. Și, exact, și noi nu suntem urmași unei doctrine. Pentru că așa, dacă aici poți să incluzi și musulmanii, dacă poți vorbi despre doctrine, nu? Că și au doctrine pe care urmează. Noi suntem urmași lui Hristos. Și Hristos este viu. Deci noi, creștinismul este o relație cu Hristos cel înviat, care ne-a dus mântuirea. Deci, bineînțeles că avem și dogme, dar alea nu sunt principalul aspect, ci principalul aspect este relația cu Iisus Hristos, în care am fost puși, da, Efeseni capitolul 1, în relația cu Domnul Iisus Hristos. Deci noi invităm pe oameni la o relație cu Hristos, nu la niște dogme. Pentru că în momentul în care invităm pe oameni la dogme și apar în dogmele, atunci apar războaiele sfinte, cum au fost în istorie, deci ne ducem în niște lucruri pe care n-am vrea să le mai trăim, sau în situații cum este acum, în care, nu vorbesc de Biserica Ortodoxă, dar vedem cum episcopul sau patriarhul Rusiei susține un război împotriva unei țări tot ortodoxe și apără valorile creștine, deci ajungem unde nu trebuie. De neconceput așa ceva. Categoric. Chiar am văzut în Cartea Faptele Apostolilor că apostolii nu predicau atât de mult dogme. Hai să zicem cel mult dogma despre Hristos sau despre neprihănire. Dar în rest nu aveau atât de multă predicare bazată pe dogmă. Predicarea lor era pe ce a făcut Hristos în viața lor. Pavel, când prezintă iudeilor, grecilor, spune ce a făcut Hristos în viața lui. Nu atât de mult, am găsit niște chestii teologice atât de tari, niște citate de nu știu unde. Și cred că, uite, după era apostolică, a venit era părinților apostolice, era părinților bisericești, a urmat Evul Mediu, în care biserica a încercat să se instituționalizeze și să pună monopol pe tot ce înseamnă creștinism și să taxeze pe toți cei care iesă din decor. După aia a venit protestantismul și a zis, mă, noi ne separăm în dorința bună de a recâștiga creștinismul, și după aia și ăștia s-au doctrinarizat atât de tare și au început să lupte între ei, să se omoare, să bage sabia unii în alții. Asta a făcut și Luther, asta a făcut și Zwingli și Calvin, au început să se lupte între ei și sceptrul ăsta a fost păstrat și în epoca comunistă, a fost aur pentru comuniști, doctrinarianismul ăsta, în care ne băteam și ne luptam unii cu alții. Și din păcate au mai rămas niște colți, niște sulițe, niște săbii care sunt păstrate sub manta și nu reușim să ne dăm seama că creștinismul este despre Hristos, nu despre doctrinile astea pe care le afișăm atât de ostentativ sau, eu știu, mai voalat. Da. Și asta făceau. Pavel zice, mă, dacă aveți păreri diferite, lăsați-le. Discutați, rugați-vă, întâlniți-vă, discutați, dar nu lăsați ca astea să fie o piedică între voi. Adică dacă ăsta e baptist, evanghelic, adventist, nu avem ce căuta unii la biserică la alții, nu avem ce predica unii la alții, nu avem cum să colaborăm în proiecte, pentru că, unde se botează? De parcă asta e problema mea, unde se botează. Nu e problema lui Hristos, nu? Da. Dar oamenii trebuie slujiți și cred că trebuie să depășim aspectul ăsta atât de refractar în ceea ce privește misiunea.
Deci mai avem nevoie de Evanghelie, nu? Da, și aș vrea doar, deci, categoric, dogmele au un rol important și noi le înțelegem, dar, vedeți, stăteam și mă gândeam la aspectul ăsta. Pentru noi, bisericile, Biserica Ortodoxă Catolică, sunt câmp de misiune, dar să știți că și pentru ei, noi suntem câmp de misiune. Deci noi încercăm fiecare să ne tragem. Să ne evanghelizăm. De ce? Pentru că, exact, pentru că fiecare încercăm să ne tragem unii pe ceilalți la denominația noastră, la înțelegerea noastră, pe când Pavel spune, noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Da. Adică dacă eu îl predic pe Hristos și omul acela are o relație cu Hristos, e adevărat că poate mai ușor să, și clar este mai ușor să mențină relația cu Hristos într-o comunitate arzândă pentru Hristos, într-o comunitate vie, unde este cuvânt, unde este închinare, unde este viață din Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că eu, și vedeți, în proiectul ăsta de care am amintit, noi nu am făcut niciodată prozelitism. Uh-huh. În sensul în care să spui, măi, dacă nu veniți la biserică, le spui copilor, nu mai primiți mâncare, nu mai primiți haine. Am vestit pe Hristos prin ce am făcut și vorbeam despre model. Și Tony ne-a dat despre niște rezultate foarte frumoase. Dar eu vin și prezint o secvență din viața Domnului Iisus Hristos legat de model, care ridică niște semne de întrebare. Când vin cei 10 leproși sau se întâlnește Domnul Iisus cu ei, îi vindecă pe toți. Da. Deci are 100% impact în viața lor Domnul Iisus Hristos prin vindecarea aceasta. Și la un moment dat doar unul se întoarce înapoi. Și în discuția aceasta, Domnul Iisus îi spune, credința ta te-a mântuit, du-te. Deci înțelegem cumva că acel om a și crezut și a primit viața veșnică. Păi doar i-a vindecat, pe el l-a și mântuit. Exact. Și acum, hai să facem statistica. Da? Cât e? 10%, da? Negativă. Categoric. Da. Dar s-ar putea ca Domnul Iisus să nu numere cum numărăm noi. Pentru că știți ce se întâmplă? Noi de foarte multe ori, ca și lideri de biserică, ne uităm foarte mult la cantitate, ne uităm la numere, pe când la Domnul Iisus Hristos a contat calitatea. Și de aceea nu aș, că spunea Tony că faci lucrări în sate unde nu mai ajungi niciodată. Asta a făcut și Domnul Iisus Hristos. Uh-huh. Pe când i-a hrănit pe cei 5.000, cât s-o fi întors? Nici măcar nu știm de vreunul. Deci nu spunem nici măcar de unul. Da. Dacă a fost... Datoria noastră este să răspândim dragostea lui Dumnezeu. Bineînțeles că nu ducem în extrema doar socială, că atunci devenim un ONG. Da. Vestim și Evanghelia, deci le facem împreună. Și transmitem valorile creștine. Categoric. Până la urmă, da? Sau valorile umane, că uneori unii fac alergie la valorile creștine, dar până la urmă valorile umane și cele creștine au un tărâm comun. Categoric. Dacă vorbim de iubire, de omenie, de corectitudine, chiar dacă ești ateu, le accepți. Da? Unul dintre cele mai virale momente, tot așa, a fost decupat dintr-un mesaj pe care l-am avut și cred că aici este iarăși o rețetă a succesului, este exact cum ați vorbit, să nu se pună accentul, indiferent, ok, eu, de exemplu, mama penticostală, tata ortodox, da? Eu am crescut în familia asta, am făcut teologia la penticostal, dar am dat licența cu ortodoxii, pentru că Institutul Teologic Penticostal n-avea acreditare și licența mi-a luat-o cu ortodoxii. Am prieteni baptiști enorm de mulți, prieteni adventiști, prieteni ortodoxi, catolici. Ideea este, secretul ăsta este să nu simtă omul, exact cum ați vorbit, că tu îl chemi la o denominațiune. Nici să nu amintești, dar nu să o ții așa ascunsă și să zici, uite ce am vrut să fac agenda cu tine. Exact, ascunsă, da, agenda ascunsă. Nu, omul efectiv, exact cum a spus, secretul este să-l chem la Hristos. Ne tăiem singur craca de sub picioare în momentul în care te atașezi mai mult de un cult și de o denominațiune decât mesajul Evangheliei și salvarea lui Hristos. Asta este problema. Și când ai ca motivație câștigarea de adepți. Exact. Bă, eu sunt, uite cum e românul, eu sunt ortodox din moș strămoș. Păi, dar tu ești atașat de un cult și nu de Evanghelie. Pentru că în momentul așa în care... Așa cum poate fi de vorba cu oricine, de orice biserică. Exact, da, cu penticostal, cu la fel. Fenomenul este exact același. Da. Și atunci când zici, pui o etichetă în față și mesajul Evangheliei este lăsat în spate și nu dai doi bani pe trăirea evanghelică, pe trăirea cu Hristos, pe transformarea ta, tu de fapt denoți această ticăloșie că te-ai îndrăgostit de ambalaj
Știi, e ca și cum ai cumpăra o ciocolată, bagi în gură hârtia și arunci ciocolata. Exact asta este, știi? Da, da. Asta este. Eu, mamă, sunt din moși strămoși. Stai, mă, că nu te chem să-ți schimb. Eu le spun ortodoxilor care vin să mă asculte, catolicilor. Am o familie din Râmnicu Vâlcea care e de la catolici și vine în fiecare duminică. Deci fac 2 ore jumate până la biserică în fiecare duminică. Mai vin uneori, el e și la un curs de predicare, vine și sâmbăta. Deci omul ăsta face naveta 5 ore pe duminică cu familia lui ca să fie la 2 ore jumate, 3 ore de slujbă. De ce? Pentru că el când a venit la biserică, noi am spus, ce ești? Catolic. Trebuie să uiți. De azi înainte ești cum sunt. Nu, nu mă interesează. Tu poți să rămâi cu eticheta, poți să-ți păstrezi eticheta. Pe mine mă interesează să adopți, să-ți însușești conținutul Evangheliei. Pentru că după aia vei realiza că eticheta, la urma urmei, nu era decât așa o chestiune umană. Dar în cer nu o să stăm pe căprării. Nu o să stăm baptiști, penticostali, adventiști, ortodoxi, da. O să fim o mare. În Apocalipsă eu n-am văzut raioane, știi? Raionul 1 penticostal, raionul 2 ortodox. Nu, zice, a văzut o mare, de o mulțime cât o mare, care cânta, nu cântece adventiști, baptiste, penticostale, cânta un singur cântec. Da? Cântarea lui Moise și a mielului. Exact, aia este, o vom ști cu toții, vom fi o adunare a lui Hristos care am trăit ce? Evanghelia, am trăit cuvântul. Va fi un șoc pentru mulți viața de apoi. Când da, și ăștia și ceilalți. Exact, băi, stai, uite, am ortodox Doamne, lângă mine, am penticostal lângă mine, băi, am crezut că numai noi ajungem în cer, știi? Da, da, da. Deci, și asta, oamenii de-aia vin și caut adevărul pentru că, și asta este, repet, asta este iarăși rețeta succesului pe care Hristos ne-a lăsat-o. Să nu le băgăm pe oamenilor pe gât o etichetă, ci singura, de-aia și creștinul, numele de creștin a fost o poreclă și, da, în Antiohia apare prima oară porecla asta. Sensperativ. Da, exact, și în sensul, da. Și ăștia după Hristos, știi, creștin. Și atunci, exact cum spunea Mihail, noi am fost chemați să facem ucenici. Și ucenicii nu se fac printr-un prozelitism și încep direct, eu sunt penticostal, spuneți după mine, eu sunt eu sunt ortodox, spuneți mine, eu sunt ortodox, doar noi o să fim în cer, doar noi o să fim în cer, ăsta e războiul ăla sfânt, știi? Asta e corect, asta e fals. Asta e corect, da. Toată spuneți, sectanți sunt următorii, sectant 1, sectant 2, sectant 3, asta e o chestiune de care comuniștii au profitat. Foarte mult. A fost mană pentru exact, ei. Exact, a profitat enorm. Acum când ies în spațiu virtual cu un mesaj, sectantul, știi de ce? Că sunt îmbrăcat la costum și că nu arăt ca un preot și că vin cu un mesaj foarte tăios față de păcat. Sectantule, nu, și am spus-o de foarte mult, sectantul niciodată nu o să spună Biblia în brațe. Și niciodată nu o să te încurajeze să o citești singur, să-ți dea încurajarea asta, să zici, băi, ia și citește-o cu pixul și cu foaia și scoate ce Dumnezeu te luminează din Evanghelie și hrănește-te zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu, un sectant o să zică, bă, citește asta că asta cred eu, citește asta că asta cred eu, lasă, nu citi asta, nu citi asta, citește doar pe asta și o să-ți dea așa frânturi din ce vrea el să crezi. Da? Da? Un om, un ucenic al lui Hristos va uceniciza cu toată Scriptura. Plus că dacă e să mai tragem puțin coarda, cred că Biserica lui Dumnezeu a funcționat cum trebuie când a fost în ilegalitate. Exact. Dacă suntem cu prea multe aprobări și cu prea multe periuțe și polișări, eu cred că acolo apare problema și Evanghelia își cam pierde din putere, pentru că oamenilor le place o Evanghelie care gâdilă urechile și din păcate creștinismul și-a pierdut puterea tocmai de aici, că a vrut să fie recunoscut. Aici a apărut marea problemă, când protestanții au vrut să fie recunoscuți și au pierdut puterea. Încet, dar sigur, au început să se ducă în jos, pentru că au fost preocupați mai mult să fie recunoscuți și ei că fac parte din biserica creștină, că sunt apărați de stat și în cele din urmă misiunea a început să se ducă în jos. Dar cred că trebuie redefinit puțin termenul ăsta de sectar, pentru că sectarismul este o extremă a credinței creștine sau a oricărei credințe, pe când o misiune deosebită stârnește întotdeauna împotrivire. Și Hristos a stârnit împotrivire. Da?
Eu aș continua ideea pe care ai spus-o legat de această încercare a bisericii de a fi recunoscută și de instituționalizare care apare atunci când dai mâna cu politicul, nu? Că altfel nu poți. Și în momentul acela greșeala mare a fost că biserica încerca să impună prin lege valorile pe care le are. Ceea ce nu se poate. Pentru că în momentul în care faci acest lucru și încerci să impui valorile pe care le ai tu, Domnul Iisus a încercat să impună ceva. Vedeți, el a spus așa, îi spune lui Pilat, eu am venit să mărturisesc despre adevăr și mai erau câteva ore și avea să moară. Deci biserica are putere atunci când mărturisește despre adevăr și plătește prețul. Și exact cum aminteai, în ilegalitate sau chiar în prigoană. Da. Atunci biserica a înflorit, pentru că oamenii au văzut, dacă își dă viața pentru adevărul acesta, într-adevăr, acela este adevărul. Pe când dacă te duci și spui, de mâine legea spune așa, așa spune biserica, asta facem. Poți să o impui, dar oamenii spun, păi stai puțin, tu faci ce face statul? Tu îmi impui mie că ești majoritar să trăiesc asta? Asta nu e valoare. Și atunci oamenii au o reacție imediată și naturală să se distanțeze pentru că li se pare. Și de asta am ajuns și în această aversiune a oamenilor față de biserica instituționalizată. Pentru că orice studiu citim, oamenii, deși spun că sunt spirituali, ei nu mai merg la biserică. Pentru că văd că biserica a intrat în politică, politica a intrat în biserică și biserica le impune să creadă cum crede biserica sau să îmbrățișeze doctrinele. Și oamenii spun, eu nu vreau așa ceva. Și și-a pierdut relevanța în felul ăsta. Da. Exact. E destul de clar că momentele în care biserica a încercat să intre în politică a ieșit un dezastru. Chiar e un monstru, hibridul ăsta dintre biserică și stat. Da? Biserica trebuie să-și vadă misiunea ei și statul misiunea lui. Da, ai vrut să zici ceva, Tony, legat de aspectul ăsta. Cred că sunt trei mari dușmani care diluează mesajul Evangheliei. Primul dușman, așa cum a spus și voi, este setea de putere, o putere omenească, pentru că noi am primit cea mai mare putere. Este puterea cerească, e puterea lui Hristos. Peste biserică, știm, am studiat la teologie, am făcut biserica și statul, relația dintre biserică și stat. Într-adevăr, trebuie să existe o relație, dar cum spunea Gafencu, o relație în care biserica înrăurește, da? Trasează, pune niște bariere morale. Doar în condițiile astea trebuie să existe o relație, nu în care statul, că citeam zilele trecute... ce trebuie să faci. Exact. Citeam zilele trecute cum s-a născut biserica anglicană, de exemplu, da? Henric al VIII-lea, paremise, voia să divorțeze, exact. Biserica catolică nu lăsa, până la urmă și-a făcut o biserică care să-l aprobe, a divorțat și a luat o nevastă, nu i-a făcut nevasta respectivă copil, a executat-o pe respectiva și a luat alta, i-a făcut copil, deci statul asta ar vrea. Nu-mi convine ce-mi predică Toni, îmi deschid biserica mea. Bisericile astea instituționalizate, la urma urmei, au fost manipulate de stat, da? Biserica anglicană, biserica... cu biserica Rusiei. Exact, Kiril, da, al Rusiei. Da. Sfințește tancul, sfințește bomba nucleară, ai înțeles? Sau în pandemie, vaccinații și convingeți-i să se vaccineze. Exact. Păi stai, eu trebuie să rămân neutru. Exact. Nu e treaba mea ca biserică, e treaba ta ca stat să-ți faci politica asta dacă vrei exact. Să faci. Deci biserica își diluează mesajul în momentul în care se supune puterii statului de dragul, așa cum ai spus și tu, de aproa. De exemplu, noi nu mai îmi scrie cineva, eu tot scriu articole și de multe ori tăioase față de tot ce văd corupt în politică și în țara noastră și îmi spune cineva ai grijă să nu o pățești ca Ioan Botezătorul, că și Ioan Botezătorul a rămas fără cap că s-a luat de Irod. Da. Păi nu contează care-i prețul, nu contează că rămân eu fără cap. Că ăsta e rolul bisericii. Ok, dacă Hristos vrea să mă scurteze cu un cap și să mă ia acasă mai repede, nicio problemă. Ne ducem acasă. Înseamnă că ni s-a sfârșit alergarea, nu? Dar niciodată noi nu trebuie să ne diluăm mesajul că lovim în vreun partid sau că, domnule, ne luăm sponsorizările, ne retrag ăștia sponsorizările. De-aia biserica nu trebuie să depindă de stat. Al doilea aspect pentru care noi ne diluăm ca biserică, mesajul este, am vorbit despre puterea politică, da? Să intrăm în cârdășie cu ei. Doi, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem relații. Da, avem, da. Eu am în biserică politician, senator, am în biserică, nu înseamnă că nu trebuie să iei la un interviu, la un speech, că și voi faceți asta aici, dar da. Repet, tu să rămâi ferm și când vezi în Irod curvie,
i-ai zis, tati, n-ai voie, după scripturi, n-ai voie să faci asta, da? Ai luat nevasta fratelui tău, ești curvar, punct. Nu, că stai că îți dau bani, un milion de euro, ia-ți microbuze și biserică. Nu, n-ai voie. Doi, banul, dacă despre asta. Ne diluăm mesajul pentru că ne pleacă familia care a divorțat și care sponsoriza biserica și dacă mai vorbim de divorț mult... sau mai pomenind divorțul, ne pleacă ăsta care e divorțat și și-a luat alta și iarăși, nu, eu trebuie să vorbesc de divorț ca fiind ceva periculos și rău, indiferent câți divorțați am în biserică, din N motive, lăsați sau nelăsați sau cine o fi de vin acolo. Am în biserică patronul cu tare care aduce finanțe, dar care încă fumează, dau un exemplu, eu trebuie să vorbesc în continuare de tutun că e nociv și că ucide și nu trebuie să mă uit, mamă, stai că pierd patronul cu tare care sponsorizează care... Și al treilea motiv pentru care diluăm Evanghelia este puterea maselor, da? Dorința de a avea 600-700, hai să nu mai predicăm, asta a făcut și biserica instituționalizată în general, ca să-i avem pe toți, să avem 98, tu n-ai cum ca biserică niciodată să ai, exact cum spuneai și tu, n-ai cum să ai 98,98 sau 98,9% din populația unei țări, nu. Poți să ai maxim 8%, zic, da, 10%, că nu ai cum, pentru că majoritatea, Biblia ne zice, lumea zace în cel rău, lumea zace în cel rău. Și atunci, din dorința de a avea 600, 700, 1000 și de a fi foarte populari, diluăm Evanghelia și predicăm exact ca în 2 Timotei 4, ce ne gâdilă la urechi. Și atunci, dacă vrei să fii un ucenic autentic al lui Hristos, nu te lași influențat de puterea statală. Deci lovești de fiecare dată în râurești, cum spunea Gafencu, lumea politică și ești un, cum să zic eu, tu ești puterea care trebuie să controleze statul, nu statul pe tine. Doi, nu trebuie să te uiți la finanțe, Dumnezeu poartă de grijă. Niciodată nu m-am uitat, mă întreb cine e sponsorul tău. Noi nu avem un sponsor principal în afară de Dumnezeu care pune pe inimile oamenilor să doneze. Deci eu nu am un singur sponsor care dacă mâine îmi pleacă, mă lasă în pom. Și pomul în aer. Nu, nu există așa ceva, pentru că Hristos este cel care poartă de grijă. Și trei, nu trebuie să predicăm de dragul maselor, de a aduna, ci cât mai tranșant și de multe ori rămâi cu bolnavii, care vor să fie însănătoșiți. Da. Înțeles? Mulțumim, Tony, pentru mesajul ăsta direct și cred că de asta avem nevoie. Oamenii s-au săturat de gogorițe și de parfumuri din astea cu apă de roze și... Care ar trebui să fie profilul pastorului sau al preotului contemporan? Cum ar trebui să fie și ce ar trebui să facă? Voi cum îl vedeți, Mihail? Eu, în primul rând, aș spune că nu trebuie să fie asemănător sau după chipul liderului din lume. Și această tensiune a fost și încă există, chiar a fost între ucenici. Ei se certau cine să fie cel mai mare, pentru că Domnul Iisus vede tendința asta și atunci la cina așa de taină, Domnul Iisus Hristos, care era, și chiar Ioan menționează foarte clar acolo, și cred că, bineînțeles, nu la întâmplare, dar spune știind de unde vine și unde se duce, s-a dezbrăcat, a dat un ștergar. Și ce văd eu aici? Deci, în primul rând, profilul liderului din lume nu are ce să caute în biserică. Pentru că atunci apare tot ce a spus Tony. Lupta pentru putere, chiar și în biserică, pentru bani, pentru influență, să fie mereu cel mai puternic, să-și asigure locul, să elimine concurența și așa mai departe. Pe când Domnul Iisus Hristos spune că voi trebuie să vă slujiți unii altora și dacă eu am făcut lucrul acesta, asta trebuie să faceți voi. Deci prima dată aș vorbi despre liderul slujitor. Pentru că asta a făcut Domnul Iisus. Pe care nu-l dorește nimeni ca profil. Asta aici nimeni. E problema. Păi asta e problema. Pentru că lumea corupe și vedeți cultura, tensiunea aceasta între ce este cultură, ce este biserică, păi noi nu putem, deși folosim anumite mijloace ale culturii, spre exemplu tehnologia, noi nu putem să lăsăm ca biserica să fie transformată de cultură, ci biserica trebuie să schimbe cultura, să o transforme. Și cred că Domnul Iisus a schimbat cultura. Pentru că privim din perspectiva lumii, un tâmplar fără școală, fără bani, fără casă, fără mașină, fără un loc de muncă. Asta văd oamenii, da? Da. Hristos, să spunem, omul. Bineînțeles, Fiul lui Dumnezeu întrupat, dar ce se vede dacă îi face CV-ul să te duci să-l angajezi la o companie? A schimbat lumea. Pentru că și-a dat viața.
Și a venit să slujească, asta spuneam, am venit ca să slujesc, să-mi dau viața. Deci asta e primul lucru, liderul trebuie să fie slujitor. Adică el trebuie să fie primul care se duce să... Vă dau un exemplu, am studiat la o organizație din America, are un campus la Viena și acolo, dacă vrei să găsești rectorul, știți unde îl găseai? Întotdeauna, fără să faci dinți, la șters vase. Deci după ce se spălau vase, după ce mâncau studenții, la șters vase găseai toată echipa de manager din organizații și ai programului de studii. Și acolo stai cu euro jumătate. Pe ce planete e școala? Știi ce vreau să vă spun? Mi-aduc aminte când eram, scute că te întrerup, când eram studenți, totdeauna ni se spunea despre spiritul de slujire, dar conducerea din băț spunea treaba asta. Nu-i vedeai niciodată acolo, dar știau să spună cum să slujești ție. Da? Ai vrut să continui, te rog. Apoi, foarte scurt, să fie un om al Scripturii, un om al rugăciunii, să îl urmeze pe Hristos, să Hristos să fie modelul lui, da? Să fie integru și apoi să fie creativ. Pentru că trebuie, până la urmă, deci nu lăsăm să ne corupă cultura, dar trebuie să, și aici e tensiunea, trebuie să fim și relevanți. Da. Adică trebuie să fii totuși relevant. Nu rămâi în urmă cu exact. 200 de ani. Da. Da, Toni? Legat de slujire, mi-am adus aminte că am promovat câțiva slujitori în lucrare și i-am promovat cam repede, așa, mi-am dat seama că am greșit un pic cu în promovarea lor. La un moment dat trebuie să-i retrag, să mai scot din ei, cum spune și Apostolul Pavel, nu te grăbi să spui repede mâinile, să-i ungi repede, că da, că lasă-i să se coacă bine. Și o soră din biserică, soția unui slujitor de la noi de la biserică, asistând la discuția asta că ar trebui să lăsăm slujitorii să se coacă mai mult așa la lumina lumânării, zice, am o idee, ea fiind unul dintre liderii pe curățenie ai bisericii, că noi nu avem plătit pe nimeni pentru biserică, deși avem multe toalete și spațiul este imens și mochetă pe 3000 de metri pătrați și scaune de curățat și multe altele de făcut, totul se face cu voluntariat. Și de multe ori, slăvit să fie Dumnezeu și glorie Lui, exact cum spunea Mihail, modelul e să iei tu aspiratorul, știi? Da. Altfel vine cineva să facă curat când îl vede pe pastor. Eu am observat chestia asta și nu e o strategie psihologică. Nu o fac într-un mod manipulativ, deși am observat-o. Când pui mâna tu pe aspirator, deși e un biscuit sfărmat pe jos. Sunt 100 de femei în biserică, dar unea nu-i trece prin cap, băi, hai să aspir biscuitele ăla din biserică, știi? Da. Pune păstorul mâna, s-ar 100, știi? Da, aspiratorul! Cum să spiri tu picioarele? Exact. Nu se poate! Băi, alertă! Fratele Toni a luat aspiratorul, fratele Toni a luat... Cum? Cum ne-am permis să se întâmple asta? Și sar toți cu mături, cu mopuri, cu hai să spălăm și mai văd un biscuit, mai încolo și mai văd un... Și, pentru că tu dai tonul, știi? Da. În momentul în care... Și sora asta a sărit, a ridicat două degete. Vreau să vă spun ce ar trebui să facă toți slujitorii înainte să fie, să ajungă diacon, prezbiter. Ce? Un an la toalete. Știi? Un an să spele WC-urile. Zic, bă, e bună idee că dacă i-am filtrat așa, nu știu câți ar mai ajunge în față, știi? Da. Că vrem în față, ne place să dăm îndemnul, să vorbim, să fim respectați la costum, dar dacă ai chema un an de zile să spele toaletele, nu știu câți ar mai ajunge acolo. Dar exact cum spuneai, ăsta a fost modelul lui Hristos, care el a luat ștergarul, s-a încins, s-a legat la brâu și s-a pus la picioarele ucenicilor și chiar meditam la aspectul ăsta, vedeți, de-aia nu ne funcționează bisericile, de-aia nu avem relații în biserică, pentru că sunt trei momente, flash-ul ăsta mi-a venit, inspirația asta, revelația asta mi-a venit în timp ce cântam o cântare în biserică, mi-a venit, deci fără să citesc pasajul din Biblie, efectiv numai Duhul Sfânt a fost cel care m-a inspirat să mă gândesc în direcția asta. Sunt trei mari evenimente. Iisus Hristos spală picioarele, deci relație, fraților, relație. Adică când te apleci asupra omului, când vede omul că îl servești cu un ceai, cu o cafea, când vede omul că te duci la el la spital, omul ăla va fi în stare să moară pentru tine, de dragul tău. Relație.
De ce ni se rup bisericile? De ce ni se frâng bisericile? De ce? De ce? De ce? Pentru că nu mai avem relațiile astea interumane simple, la modul te servesc un ceai, hai să-ți dau o masă. Am fost acum la munte și noi cu o grămadă de datorii pe cap și am fost la munte cu o familie care abia s-a căsătorit. Nevasta îmi dădea coate. Plătește-le masa, plătește-le masa. Știi? Eu în gândul meu, mamă, dar stai că mai, Gabi, mai îmi dă un cot. Du-te tu repede să ne se aducă el. Și stăteam și mă gândeam, niciodată omul respectiv nu va uita, băi, am fost cu păstorul, mă, dar mi-a plătit el masa, n-a așteptat, știi, să... Am fost cu păstorul, mă, dar m-a dus cu mașina lui, n-a intrat în mașina mea să cheltuie o motorină. Am fost cu el, a plâns lângă mine sau am plâns lângă el. Adică relațiile... Iisus a luat ștergarul și asta a fost ultima imagine pe care ucenicii au avut-o înaintea ochilor lor cu Iisus care le șterge picioarele, știi? Adică Iisus care, hai să fim serios, să ne uităm la unghiile noastre și noi acum încă totuși umblăm încălțați. Cum arătau unghiile apostolilor? Cum arătau picioarele apostolilor? Ei umblau numai în sandale, numai prin țărână, numai prin nisip. Erau picioare crăpate cu pământ, unghiile pline de țărână, negre pe dedesubt. Iisus a luat și le-a spălat, le-a curățat, a dat pe călcâiul ăla plin de crăpături, cu ce-o fi dat pe călcâi. A luat ștergarul, ștergarul n-a ieșit alb. Noi acum ne luăm ciorapi Armani. Știi? După cină facem spălarea picioarelor. Ne ducem și la pedicurist înainte să avem unghiile perfecte și lefuite bine, ciorapii Armani în picioare să vadă fratele că ne-a scos ciorapul Tommy, știi? Da. Din picioare. Și noi hai să ne spălăm picioarele. Nu asta este spălarea picioarelor de azi. Spălarea picioarelor de azi să... Bigote sau exact, mai da. Și alte branduri exact. Ca să nu facem reclamă. Exact, da? Exact. Toate, da. Și atunci asta este slujirea adevărată. Să te duci unde, cum povesteam în predica trecută, Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar, dar n-a făcut două lucruri, n-a dat piatra și n-a dat bandajele și asta știați, da? Se predică des. Dar bandajele alea nu erau parfumate. Aveau piele moartă pe ele, aveau sânge, aveau bucăți din carnea veche a lui Lazar, adică era, știi? Și Iisus zice, dați voi bandajele, adică faceți cumpărăturile, spălați o bătrânică care nu se mai poate spăla, ia surorile, du-le, trimite-le să spele o bătrânică, băieții să spele, bărbații să spele un bătrânel care nu se mai poate spăla. Am intrat odată în casa, am fost într-o tabără și noi tot treceam pe lângă casa unui bătrânel abandonat, efectiv, și l-au zărit copiii din tabără și au zis, e un băiat acolo. Lor le-a venit ideea, că noi tot predicam de slujire, de iubire, și copiilor le-a venit ideea să mergem cu alimente. Când ne-am dus în casa omului, nu vă exagerez ce spun, când am pășit în cămăruța lui, mi s-a umplut piciorul de purici. Negru era piciorul de purici. El avea mâinile și picioarele umflate de la înțepăturile de purici. Era umflat tot. Deci omul ăla nu se putea. A trebuit în o săptămână. I-am scos dușul meu. I-am scos tot ce era sub dușul meu. Am dat cu gaz ca să omorâm toți puricii, lavabilă peste tot, schimbată dușumeaua, spălat tot în casă, spălat haine, spălat bătrânelul, puse rezervă de conserve, de alimente să aibă pe luni de zile și așa a fost lăsat și ideea a fost a copiilor. Pentru că copiii aud, știți fabula cu rața. Era un predicator rățoi și cu asta închei, era despre partea asta, să nu așa, și era un rățoi care tot predica, putem să zburăm, putem să zburăm și putem să zburăm. Și în fiecare duminică le proclama rațelor că pot să zboare și când plecau, toate rațele, știi? Lipa, niciuna lipa, nu zbura, da. Lipa, lipa, da. Așa suntem și noi. Și atunci avem această triadă cu care închei. Iisus spală picioarele, apoi suferă cu toții, știi? Și apoi vine crucea, da? Adică întotdeauna începi cu relația. Pentru că chiar dacă ucenicii au fugit când au dat de greu, s-au întors. S-au întors cu toții la Iisus. Pentru că n-au putut să uite momentul spălării picioarelor. Chiar dacă îți vine să fugi de fratele tău, de Mihail, exact. Chiar dacă fugi de Mihail, fugi de Ionică, nu-l mai suporți la un moment dat, ce te ține lângă Ionică, lângă Mihail, este faptul că li s-au spălat picioarele. Știi? Băi, totuși, mă, nu pot să-l las pe fratele meu. Ăsta mi-a spălat picioarele. Ăsta mi-a făcut cumpărăturile. Când am fost bolnav, el a venit la mine. Și atunci, ăsta este momentul care ne ține închegați iubirea asta sacrificială pe care Iisus a avut-o. Și chiar aș vrea să mai continui o idee legată de ștergar, pentru că vorbim despre misiunea bisericii, ea este legată în mod indispensabil, clar, de ștergar. Pentru că ștergarul este exact ceea ce este împotriva
culturii, împotriva lumii, împotriva politicii. Uh-huh. Exact, pentru că vedeți, în lume este puternic cine are banii, cine are armele, cine are poziția, pe când ștergarul este exact opusul. Este exact opusul. De asta chiar trebuie să vedem misiunea bisericii legată clar de simbolul acesta al ștergarului. Adaug un pic de gaz pe foc. Mi-aduc aminte când erau alegerile în biserici, fie la nivel mai înalt sau la nivel local, se țineau predici despre slujire și că noi nu trebuie să ne dorim funcții, dar cei care predicau și le doreau din plin. Da, nu toți, dar foarte mulți. Și noi nu trebuie să ne le dorim, că și le doresc ei. Și dovada este că nu mai pleacă de acolo nimeni. Ne spuneau nouă despre misiune, dar culmea că misiunea aia despre care vorbeau nu și-o doreau niciodată, își doreau să rămână doar în birouri și da, să țin de acolo, și dacă cumva se întâmplă să nu mai apară acolo, e o mare dramă, o mare tragedie. Cred că n-am înțeles despre ce e vorba. Dacă ne uităm la Pavel, eu un misionar și un om de calibru ăsta n-am mai văzut în creștinism. Adică să fii un erudit, să renunți la funcții pentru Hristos, să mergi să faci misiune în linia întâi, tu ca apostol, să îți asumi prigoniri, bătăi, toate lucrurile astea, să ai și impactul pe care l-a avut el, să fii dispus să pățești absolut orice pentru Hristos, așa ceva eu n-am mai întâlnit în lumea creștină. Deci e un model care chiar a călcat pe urmele lui Hristos și pe care ar trebui să-l urmăm. Hai să vorbim un pic și despre educația teologică oferită în seminare. Mai ține pasul cu ceea ce se întâmplă în lume sau a rămas undeva printre cărți pe acolo? Mihail, tu lucrezi în domeniul ăsta academic. Păi bun, eu nu cred că trebuie să țină pasul. De ce? Pentru că să țină pasul, și aici aș vrea să înțeleg foarte clar și... Deci nu trebuie să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în cultură, mă refer la modul în care se... Pentru că noi știm că toate culturile sunt în acest proces de secularizare, da? De depărtare de ceea ce este religios, este chiar secularizarea, este o caracteristică a modernității, nu? Da. Adică e trendy să nu mai crezi în Dumnezeu, să nu te mai căsătorești. De ce să mai te căsătorești? Adică pare cumva învechit. Trend e să divorțezi. Exact. Trend e să accepți orice formă, că nu mai suntem băieți și fete, acum suntem orice vrem noi. Asta e secularizarea. Atunci, clar că școala teologică trebuie să fie exact împotriva acestui curent. Da. Deci, ceea ce cred și este valabil, cred că pentru orice fel de școală, numai teologică, este că pune foarte mult accent pe informații și cred că este nevoie, așa cum aminteam, de ca profesorii să fie exemple ale liderului slujitor, să fie cât mai multe aspecte practice atât în ceea ce privește pastorația, să fie foarte multe oportunități pentru a înțelege, pentru că exact cum e și un inginer care este pe băncile facultății și când se duce, și este o problemă, chiar asta o spun cei care predau de mult mai mulți ani ca mine și poate chiar sunt la finalul carierei pedagogice și spun așa: vine un student în seminar, termină la câți ani? 23, 24, 25 de ani, îl pui păstor, n-are o zi de experiență și are în biserică director de companii, are senatori, are oameni care au poate 1000 de angajați și din toate le liderul lor. Și de asta foarte mulți clachează, și nu, pentru că nu e această cultură și creșterea, ce înseamnă să fii de fapt, poate și, pentru, nu trebuie să fii manager, dar ești un lider în biserica respectivă. Și atunci poate să dezvolte puțin partea asta practică, dar eu cred că până la urmă, și aici aș vrea să ajung, spune Domnul Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, cu versetul 16, că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și atunci, clar că școala teologică ajută pe student să înțeleagă Scriptura, să dezvolte relații cu Domnul Iisus Hristos, pentru că ea este cea care îi dă, care are putere pentru a, să spunem, a schimba cultura. Bineînțeles, și aici aș ajunge și la partea, că eu înțeleg întrebarea, dar trebuie să fac și mențiunea aceasta. Da. Și anume că trebuie să fii și creativ. Și vă dau un exemplu, unul singur. Și de asta eu cred că este foarte bine să folosești cât mai multe metode contemporane. Păi uite-l pe Pavel, se duce acolo și găsește un altar unui Dumnezeu necunoscut. Adică acolo era chiar era dedicat. Da, era o formă a ateismului, a orice vrem noi, a ecumenismului, a păgânismului.
Și Apostolul Pavel spune, eu exact pe ăsta vi-l propovăduiesc. Exact, acest necunoscut, eu vi-l spun care este. Deci, el ce a făcut? S-a dus în cultura aceea și ce văd eu aici? Și mă duc puțin spre zona aceasta, despre religiozitate. Deci, se pare că religiozitatea este în scădere, dacă ne uităm la sondaje, dar spiritualitatea este în creștere. În ce sens? Oamenii au nevoie. Uh-huh. Și găsesc tot felul de surogate care să umple golul acesta spiritual, de care avem nevoie. De asta spunea și Tony. Măi, problema e spirituală. Și omul se refugiază, își găsește o adicție și își împlinește poate niște nevoi sau ia totul ceva, cu totul ceva greșit. Dar Apostolul Pavel ce face? El se duce, găsește nevoia aceea în societatea aia și spune... Eu vă propovesc exact ce aveți voi nevoie. Deci creativitatea asta este o... Vestea bună este că oamenii nu își diminuează și nu au o nevoie mai mică de Dumnezeu sau de spiritualitate, doar că o exprimă greșit. Da. Și aici este vestea bună și noi trebuie să fim creativi ca să împlinim această nevoie pe un limbaj diferit, că aici ne cramponăm la exact. Limbaj. Deci explozia unei treziri spirituale în Efes, acum am venit exemplu acesta din Fapte 19, explozia aceea din Efes în care aproape toată cetatea s-a întors la Hristos, n-a venit de la faptul că Pavel, chiar dacă a fost extrem și este extrem de importantă dogma, așa cum am spus, nu neglijăm dogma, Doamne ferește că e una dintre roțile de la carul credinței, dar învățătura apostolilor. Da. Însă Pavel, știți, a avut probleme acolo, a predicat, unii l-au luat în râs, iudeii au venit, au pus paie pe foc, s-a retras, după aia 2 ani a predicat într-o școală, nu prea avea așa succes, adică își formase un nucleu, un centru creștin acolo. Da? Însă succesul spiritual a explodat în momentul în care niște copii unui iudeu, fiul lui Sceva, au vrut să scoată și ei dracii dintr-un om. Deci vedeți, o problemă spirituală. Dar nu s-a întâmplat în biserică, ci s-a întâmplat în pe stradă, spațiul laic, da? Adică ăștia au auzit de Pavel că scoate dragi, că așa, și a zis, ia mă, ce, putem și noi. Și tata e șef acolo, exact, Ierusalim. Exact. Și s-au dus la un demonizat oarecare, l-au văzut pe ăla mai zbuciumat, așa, poate cine știe ce făcuse omul respectiv, și au identificat problema. Vezi stresele, ia uite cine suntem noi. Exact. Și au identificat problema că e de fond demonic, spiritual, s-au dus la el, le-au spus în numele lui Iisus Ieșeva. Stai că ei n-aveau relație cu Hristos, cum avea Pavel, dar ei au aplicat o formulă, că de-aia zic, nu funcționează aplicarea formulelor, chiar dacă zici în numele lui Iisus, dacă nu trăiești, dacă nu-l ai, chiar dacă predici Evanghelia, dacă nu o trăiești tu practic, oamenii se prind. Că sunt foarte versați oamenii azi, poate ați observat. Toate rețelele astea de socializare le dă așa o înțelepciune incredibilă, da? Și sunt foarte versați, stilați. Și în momentul ăla, demonul din omul respectiv zice, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, voi cine sunteți. Atunci aud oamenii, bă, stai așa că noi avem unul aici în mijlocul nostru pe care îl știu, draci, mă... Adică noi l-am ignorat atâția ani și în lumea spirituală care este peste noi, deci oamenii laici de rând au observat ca o mega valoare în mijlocul vostru de ăia cei mai răi care chinuie oameni, care fac să se arunce de la etaje cum se întâmplă acum, e unul care are puterea asupra lor. Știi? Și atunci ci că toți vrăjitorii, că noi, exact cum spunea Mihail, oamenii n-au renunțat la spiritualitate, că suntem spiritualitate, suntem trup, suflet și duh, deci două entități sunt spirituale, cum zice Apostolul Pavel, da? Duhul și sufletul și duhul suntem 60% spiritualitate și oricum ăsta se trece, dar rămâne sufletul, dar rămâne duhul. Și atunci oamenii au zis, incredibil ce avem în mijlocul nostru. Și pentru că demonul acela a depus mărturie despre puterea lui Hristos, care era și în Pavel, zice, s-au dus vrăjitorii, ăștia cu toate formele lor de vrăjitorie pe care le avem și astăzi, și le vedem și azi în mijlocul nostru și nu dau nume că sunt foarte multe, dar le știm, și-au ars cărțile și s-au predat lui Hristos, care a fost mărturisit inclusiv de draci. Da? Deci asta ar trebui să se întâmple astăzi în
popor cu biserica, legat de biserică. Oamenii vor recunoaște autoritatea bisericii, nu că țipăm noi și urlăm la ei, avem autoritate, că toată lumea urlă care are autoritate, da? Da. Nu avem putere, noi sunem. Nu, în momentul în care o văd și în care, momentul în care o mărturisesc, dușmanii cei mai mari ai oamenilor. Petrețuța povestea în pușcărie, zicea, păi eu eram, zice, eu eram deja, eu am intrat în pușcărie ca biruitor, pentru că dușmanii mei mă respectau. Știi? Da. Ci că dușmanii mei mă respectau, ci că aia care trebuiau să mă interogheze zic, o, domnuțuțea, păi dacă dușmanii mei mă respectau, așa e și cu, noi suntem respectați, inclusiv de dracii cu care luptăm, în ce sens? În sensul că a venit Iisus înaintea lor și zic, dracii încep să zică, demonii încep să zică, ai venit să ne chinui înainte de vreme, au implorat milă. Deci înaintea unui om care lucrează cu Hristos, da? Un om, un ucenic simplu, Ionică simplu, Toni simplu, Mihail simplu, nu suntem oameni, nu suntem, suntem oameni simpli, foarte simpli. Da. Și cred că venim din medii simple, da? Eu vin, mama învățătoare, tata zidar, familii obișnuite. E, oamenii aceștia au în ei audiunamisul, cea mai mare putere care poate exista pe pământ, putere atât asupra cărnii cât și a sufletului. Că Iisus a zis, nu vă temeți. Mai mare decât Kratos. Exact. Nu vă temeți de cei ce ucid trupurile, ci temeți-vă de cel ce poate să arunce sufletul în ghenă. Adică temeți-vă de cel care are autoritate asupra duhurilor, de orice fel, umane sau demonice sau angelice. Așadar, noi avem această putere și asta trebuie să cunoască oamenii. Că avem puterea lui Hristos pe care și dracii o mărturisesc. Că Iacov zice și demonii cred și se înfioară și știu că sunt condamnați conform Marcu, Matei 25. Deci, noi avem această putere și trebuie să se vadă și când se va vedea, oamenii vrăjitori își vor arde cărțile, cei din videochat își vor închide afacerile din prostituție, din droguri, din... Eu așa o, acum o trezire în rândul interlopilor. Am început să botez mulți interlopi. De îmi facem griji că nu mai au loc în baptistiere. Da. Ai grijă. Da. Se întorc la Hristos și vin plângând la Hristos. Da. Cine îi face pe oamenii să plângă? Păi a venit la mine un interlop, era mare atâta spatele, o ceafă de aia mare plin de tatuaje, un om cum n-am mai văzut, o gorilă de om. Și să-l vezi plângând, mă plângea. Eu atunci m-am înfiorat în duhul și am spus, ce suntem noi? Ce a făcut Hristos din noi? Ce a pus Hristos în noi de când vorbim? Începe să plângă interlopul care l-a plâns în viața lui. Ce a făcut mii de oameni să plângă, da? Și îl vezi plângând și atunci te înfiori și îți dai seama de forța care este în tine, dar forța aceea se cheamă forța lui Hristos, puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în noi ca să vindece, cum era în Hristos, ca să vindece glorie Lui. Da. Mihail, încă nu pot pune întrebarea, pentru că sunt foarte impresionat de ceea ce a zis Toni. Cum crezi că se poate face schimbarea asta de la teoretic la practic, ca să avem impact în societate? Avem nevoie de un click. Unde trebuie dat click-ul acela? Toni vorbea despre puterea aceasta și Domnul Iisus spune în, atunci când trimite ucenicii, ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Și cred că, pentru că vezi și tema emisiunii este exact despre misiunea pe care trebuie să o facă biserica, pe care este misiunea lui Dumnezeu. Și misiunea deci nu este a noastră. Noi suntem trimiși, împuterniciți, de asta și spune, veți primi o putere ca să fiți martori. Deci noi nu avem puterea aceasta, cum a vrut să o ia acel om, s-a dus să o cumpere. Vreau și eu, Simon Vrăjitorul, nu? Da. Vreau și eu puterea, i-a plăcut puterea aceasta. De aici avem Simonia. Da. Exact. Să facă minuni cu ea. Deci puterea este a lui Dumnezeu, care este pus la dispoziție pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar și cu toate acestea, la un moment dat vin ucenicii înapoi cei 7 și spun, Doamne, zice, până și duhurile ne sunt supuse. Mm-hmm. Și atunci Domnul Iisus vine și spune, nu vă bucurați exact, de lucrul ăsta. E ceva și mai mare. Mm-hmm. Ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci problema este că noi cred că nu suntem atât de prinși de chiar credincioși fiind și poate chiar și slujitori. De ce este lumea aceasta de îngrijorări, de provocări, încât uităm care este misiunea noastră. La un moment dat se spune că un preot s-a dus la un întemnițat care trebuia să fie spânzurat și să-i spună Evanghelia. Și
omul așa a fost demarcat auzind Evanghelia, încât a zis, măi, tu chiar crezi ce spui? A întrebat pe preot. Deci eu dacă aș crede ce spui tu, aș merge în genunchi, pe cioburi, în toată lumea să vestesc. Deci cred că nu mai suntem, să spun așa, transformați și uimiți de puterea aceasta lui Dumnezeu, care ne trimite și ne împuternicește să mergem să vestim Evanghelia, care vestește de fapt că numele sunt scrise în ceruri. Deci prea mult privim în jos. Da. Ar trebui să ne schimbăm puțin perspectiva, să vedem cu ochii lui Dumnezeu. Timpul nostru s-a cam dus. Mulțumesc, Mihail, mulțumesc, Tony, pentru experiențele frumoase de misiune și pentru proiectele pe care le-ați prezentat. Sperăm ca și alte biserici să se inspire o parte din ceea ce faceți, chiar să vină cu idei noi. Oricum ați spart niște fronturi și faceți ceva inedit și Dumnezeu să vă binecuvânteze în ceea ce faceți. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la emisiunea De Sens Vieții și vă mai așteptăm cu drag aici la 7 TV și în alte ocazii. Preotul Dumitru Popescu spunea că biserica este Hristosul social, comunitar, care parcurge necontenit drumul lui Hristos cel personal. Misiunea bisericii într-o epocă tehnologică foarte grăbită este aceea de a încetini graba existențială și de a aduce pe oameni în zona de liniște, pace și fericire. Biserica trebuie să lupte pentru a păstra umanul din oameni, valorile și principiile care servesc acestui scop. Biserica nu trebuie să existe pentru sine, ci pentru oameni. Altminteri, ea se transformă într-un partid, într-un club sau într-un SRL religios. Deși trăim în era tehnologiei, având foarte multe avantaje și confort față de generațiile anterioare, încă mai avem nevoie de biserică, de valori autentice, imuabile și de mesajul Evangheliei. Încă mai avem nevoie de moralitate, de corectitudine, de iubire, de familie, de valori tradiționale, de pace și de iertarea lui Dumnezeu, care poate fi primită prin sacrificiul făcut de Iisus Hristos pentru noi. Doamnelor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare. Pe curând! Emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu Asociația Maurer for You.